Și la punctul 12, analiza adresei numărul 1084 din 12.10.2015, a SCT numărul CTSA Oneți, înregistrat la primăria Oneți, sub numărul 48.525, din 14.10.2015, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar, iar la punctul 13, punctul diverse. Vă vorbește domnul secretar. Vreau să fac precizarea, așa cum a citit și doamna președinte, la proiectele 10 și 11, cu acordul inițiatorului, a fost modificat proiectul în sensul că a devenit co-inițiator și domnul Nicolae Ignatiu, consilier local de atribuții de viceprimar. Domnul Cristian? Da, la am dat și domnul viceprimar să fie inițiator la ultimele proiecte. Pentru că la orele 19 am fost invitat la un eveniment la Iași, organizatorul acolo este și primăria municipiului Iași. Este un eveniment la care vor fi prezenți investitori atât din România cât și din străinătate, ambasadori, primari, demnitari, președinți de camere de comerț și ar fi un gest nepolitic din partea primăriei să ajung, după ce ajung, eu știu, oameni cu o funcție mai mare decât cea pe care o am eu, la acest eveniment, tocmai de aceea la orele 16 vreau să pot să plec ca să pot să ajung în timp la eveniment. Sper să am înțelegerea dumneavoastră tuturor pentru acest demers. Cu mare drag, numai că ce faci cu diverse? Să ține înainte. Punctul diverse înseamnă că nu o să fiți de față. Dacă nu terminăm până la ora 16. Dacă terminăm până la ora 16, voi fi de față. Asta e interesant și unde este. Domnul arhivar, să scrie la comentarii. Și altceva ce mă mai rugați astăzi. Mulțumesc frumos. Mai aveți observații la ordinea de zi? Am eu observații, doamna președinte. Este vorba de... Este legată de ordinea de zi. Și este vorba de o încălcare a legii. Nu mă spune să vorbim la diverse. La dar nu este legat de diverse, este legat chiar de ordinea de zi. Deci, dumneavoastră... Fiți seama de doamnă, ca să nu începem aici. Deci, nu faceți parte din Consiliul Local. Doamna președintă. Deci, domnul ascultați-mă un pic. Vă dau după notați ce aveți de spus și la capitolul 13, la punctul 13 al ordinii de zi, vă dau cuvântul și discutăm. Ok. Dar era legat de ordinea de zi. Observați la ordinea de zi. Vă rog frumos, păstați-mi. Vă rog frumos, păstați-mi. Să pot la ordinea de zi, uităm la prezentație. Cine este pentru? Să vă bage... Abține? E-mail account. Împotrivă? Mulțumesc. Unde e asta? Nu știu. Dacă sunt observații la procesurile verbale de ședința trecută, domnul Martin, vă rog. Da, la procesul verbal la ședințe ordinare, pe prima pagină, iar una apare președinte ședință Martin Ștefan. Din nefericire, a fost în sală ca și dumneavoastră de așa ceilalți. Vă rog să mă invitați. Da, da, este rezolvat. E rezolvat? Adevărat? Da, da, este rezolvat. Mă bucur că recunoașteți. Înainte de a începe ordinea de zi, domnul consilier Zarzu dorește să facă o declarație politică. O spunem la vot și cine este pentru? Ce să spuneți la vot? Da, pentru ce supuneți la vot declarația? Păi dacă sunteți de acord să ascultați. Asta e conform legii. Asta, să știți că chiar nu puteți să o supuneți la vot. Asta. Puteți să o supuneți la vot dacă vrea să o citească în mijloc sau în altă parte. De acolo, de la dumneavoastră, nu ar trebui să o citească. E altă discuție. Și îmi cer scuze că am intervenit fără să... iar declarații politice în toată România se citesc înainte de ședință, da? Înainte de ședință, doamnă. E logic. Pentru că la punctul diverse, de-aia am și întrebat dacă domnul viceprimar, poate și viceprimar rămâne. De obicei, la diverse, cam toată lumea se fofilează și pleacă. Mulțumesc, domnul. Da? Din păcate, dumneavoastră, cam pe la mijlocul ședinței, vă copii la ședință. Da, cu probleme, să știți, nu ca dumneavoastră care să-ți plătiți din banii noștri să rămâneți la ședință, da? Plătit! V-am plătit, sunteți din banii noștri. Domnul Martin, vă rog frumos, dar nu este legat de proiectul vă de ședință. Așa cum am fost și ședința trecută, să dumneavoastră sunteți plătiți să stați pe parcursul întregii ședințe. Da, dați-mi voie. Eu pentru ședință nu sunt plătit, să știți. Mai tăiați și cu șefdarul și cu stânga, doamnă.
Deci, așa poate spune și locuitorul Leonești pentru ce sunteți plătit, domnul viceprimar. Domnul, vă rog frumos. Nu mai vorbiți de plată, că s-ar putea să... Stimați colegi, doresc această ședință să se desfășoare cum a fost data trecută, pe marginea proiectelor, da? Prin înscriere la cuvânt și câte două minute pentru fiecare. Vă rog frumos. Deci până la urmă, nu mai am încercat. Și mi-am profund. Dacă acum, spuneți, acum sau la diverse, eu prefer acum, la diverse e deja mai târziu. Deci, la Parlament, prin regulamentul Parlamentului, stabilită zi și oră. Nu mai invertați legi. Deci, așa cum a spus la toată lumea, la diverse... Nu știu ce că mai am în urma solicitării termonului, care este pe punctul 12 cu ordinea de zi. Nu? Dacă sunteți de acord, să trecem ca și pe numărul 1 pe ordinea zi. Domnul Cetran, aveți câteva minute la dispoziție ca să... Da. Mulțumesc. Materialul l-am trimis atât pe mail, l-am trimis cât și oficial pe calea normală. Sunt convins că toată lumea a citit materialul. În principiu este vorba despre următorul lucru. La ședința anterioară, la soluția propusă la momentul acela, a apărut opinia că a trebuit să găsim o altă soluție mai simplă, mai ușor de... Propunerea, în esență, ca să nu vă răpesc timpul, este aceea de a reformi CT22-ul și ANL-ul de se treacă din nou în subordinea termonului, ca pentru a putea aplica parte din banii cei alocați de Guvernul României pentru reformiri și pentru a susține, cum se cheamă, în funcțiune, una din averile comunității, și anume termonul, care, știți foarte bine, este proprietatea primăriei și are ca și acționar unic Consiliul Local. Deci propunerea am făcut-o la dorința Consiliului Local la ședința anterioară. Ea este extrem de simplă, nu presupune nu știu ce probleme majore. Ar însemna, în condiția în care Consiliul deliberează în sensul pozitiv, ar însemna că după aceea trebuie făcute demersuri pentru angajarea unei firme private pentru partea tehnică, sper a nu complica lucruri până la extrem, iar termonul să facă acea parte de producție care este imperios necesară. Ideea este că dacă Consiliul Local și UAT-ul consideră oportună pornirea acestui sistem, repornirea acestui sistem, pentru a menține, așa cum am spus data trecută, cât de cât speranța că acest sistem, care, repet, e valoarea construită de Onești, atunci ar trebui ca banii care se alocă pentru gaz metan să se constituie într-o subvenție acordată de statul român și dat fiind că ponderea gazului în prețul de cost al gigacaloriei este în jur de 70 și ceva la sută, prețul de cost al gigacaloriei s-ar reduce simțitor. În altă ori de idei, întâmplător, neintenționat, am vorbit cu șeful de asociație de la CT22, am întrebat așa linii mari cam care sunt cheltuielile pe anul trecut la întreținere așa, și a spus că în jur de 1.600.000-1.800.000 lunar. Dacă chestiunea se aprobă, ar însemna că am putea oferi preț la gigacalorii. Repet, vorbesc pentru că mi-a cerut să vorbesc, ar accepta să reîntoarcă un sistem. Pe de altă parte, CT22, și asta o spun de bună credință, fără nicio intenție, am văzut că există o fire și dată între a lega instituțiile publice de termor, mă rog, asta este, CT22 are conducta la 10 metri de DPP. În cazuri extreme, de forță majoră, asta o zic ca o soluție tehnică, cine știe ce se întâmplă cu centrala de DPP,
există această alternativă care nu e chiar de corect. Centrala e foarte aproape, știți foarte bine ce vreau. Cam atât. În rest... Domnule, deci de câte știu, în contul primăriei Ionești se află o sumă de 500 miliarde de lei. Nu sunt în sau pentru a fi sau, la dispoziție. Din care 10 miliarde de lei vechi pentru reparații de la centrale și 5 miliarde pentru o eventuală repornire. Cred că s-ar impune, fiindcă aceste centrale nu au fost pornite de 2 ani în zile, 2013-2014, s-ar impune măcar aceste reparații. Deoarece au trecut 2 ani de zile. Și acești bani s-ar putea folosi ca să se păstreze un bun al municipiului Ionești. Aceasta a fost soluția pe care noi am vrut să o arătăm. Și ar fi păcat, credem, ca Ioneștiul să pierdă această sumă de bani. Dacă aveți alte considerații sau alte planuri bune pentru municipiul Ionești, nici o problemă. Dar cred că este o soluție pentru Ionești, în primul rând, și de a se păstra un bun. De aceea avem această soluție. În ce privește repornirea pe sectoare sau anumite centrale, se poate stabili corect atunci când repornim o centrală cât este de benefică, cât este de profitabilă și dacă se poate oferi o soluție de încălzire pentru viitor. De aceea s-a ajuns pe o centrală 22 care are cei mai mulți locuitori care practic locuiesc și au nevoie de căldură și sunt, cât am înțeles, te știu și clienți captivi. Atât am avut adăugat. Vă mulțumesc, consilieri, dacă au ceva de adus. Am câteva întrebări. Ce se întâmplă dacă acești bani nu vor ajunge să fie utilizați pentru ceea ce au fost destinați? Ce se întâmplă cu termonul? Termonul va intra în faliment. Va intra în faliment. Ce înseamnă acest lucru pentru acest sistem? Păi sistemul va fi predat către primăria municipiului, către Consiliu și dumneavoastră veți avea grijă acestui sistem mai departe. Consiliul local, nu v-ați mai uitat. Consiliul local va avea în bază și în orice acest bun. Având în vedere că s-a schimbat și legislația de pază și protecție, trebuie să fac un plan de la fiecare centrală, un plan de intervenție, de risc în caz de furt. Sunt anumite costuri care implică menținerea acestui sistem și păstrarea lui. Administrația locală poate să preia acest sistem, să aibă grijă de el și vorbesc că sunt și niște costuri pentru întreținere, pentru conservare. Dar nu știu ce costuri poate să facă administrația locală, nu e ca aspect? Era întrebarea pentru de ce. Dacă ați luat în calcul, dacă banii nu vor fi alocați, mai intră în faliment, azi direcții vorbim nu există, voința politică este alta, administrația locală trebuie să asume acest rol. Sau ne vom lăsa cum suntem situația acolo? Se pare puțin retorică, pentru că e firesc atâta timp cât legea va dispune ca primăria sau Consiliul Local să preia la administrare aceste bunuri, cu siguranță asta se va întâmpla exact cum dispune legea. Noi suntem proprietari, domnul consilier. Suntem obligați. Păi, suntem proprietari, dar mai avem de plătit la ele și avem un bun care în continuare avem. Sunt date în administrare, odată ce am intrat în faliment, noi suntem automat să le preluăm, pentru că sunt activele noastre și trebuie să le întreținem. Dar este păcat să pierdem banii ăștia care ne-a oferit guvernul. Se minte că acum un an și ceva ne-am uitat să-i atragem, să-i aducem, au venit și ne uităm la ei pentru că nu ne găsim nostru. Banii sunt în fond de lumea, nici nu i-am de fapt, există și voința politică, și nu există și altceva. Cei de la Termon au venit cu soluții, au venit cu soluții, cu propune, acceptă girul nostru. Din păcate, nu se dorește. Din păcate, nu se dorește. Sunt direcții europene pe care finanțează aceste proiecte, atât pentru producere de apă caldă și căldură, cât și pentru reabilitare termică a blocurilor, a instituțiilor, la fel, trec pe lângă noi bani, nu putem folosi. Mai sunt opinii? Ți se aduc în vedere sau se aduc aminte consilierilor mai vechi. Sunt două proiecte aprobate în mandatul anterior. Termoficare, o centrală termică solară, cărora pe calde o construcție de 500 de persoane, 516, care a rămas doar la stadiul de proiect. Deci nu s-a mers în... Poftiți? Când de a fost aprobat. A fost aprobat. Iar bănuiesc că trebuie reevaluat sau trebuie regândit. Dar un proiect care a fost aprobat, gândit și nu este neaplicat. Dacă s-ar fi dat drumul la acel proiect, probabil o bună parte din populație din acea zonă ar fi avut apă caldă vara la un preț foarte, foarte mic. Vă mulțumesc, domnul Martin, aveți cuvântul.
Da, eu am citit această informare către Consiliul Local primind adresa către Termon CTSA. Însă, pe adresa asta îmi pare rău că domnul Median nu este sau este. Era bine când cineva semnează o hârtie să și vină să dea niște explicații cu privire la această hârtie. Așa e cinstit și corect, da? La punctul 1 spune că a discutat de principiu cu un președinte de asociație care și-a exprimat o părere personală, că bănuim, acte oficiale nu prea poți să faci cuvântul ăsta bănuim, sau că se pare, sau că s-ar putea. Deci, când vii cu o informare către Consiliul Local, trebuie să ai la bază niște date certe. Adică, în mod normal, șeful serviciului de monitorizare trebuia să meargă la acel președinte de asociație și să-l întrebe dacă este părerea personală a dumnealui că repornirea CD22 ar fi sau nu posibilă. Dacă dumnealui ar fi spus, cred că s-ar putea, abia atunci ar fi trebuit să stea de vorbă cu niște cetățeni de acolo, să vadă, să întrebe 10, să vadă din 10 cât s-ar rebranșa sau cât s-ar lega la furnizorul de agent termic. Asta este legat de CD22, care se pare, folosesc și eu acest cuvânt, se pare. Dar acest CD22 este cel mai fezabil a fi pornit în această iarnă. Vreau să vă aduc aminte că a fost o întreagă istorie de 2 ani de zile în care au fost oameni care au rămas fără apă caldă și căldură peste iarnă. Cred, aici este părerea mea personală, că ar trebui încercat un CD22 dacă el este cel mai fezabil a fi pornit. Restul hotărâți dumneavoastră, că noi suntem 5. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Martin. Mai există cineva care dorește să intervină? Domnul secretar? Da, nu, eu vreau doar să explic procedura. Este de fapt și a fost trecut de ordinea de zi ca și o informare, însă pentru a deveni proiect de hotărâre va trebui să existe un inițiator ca acești bani să fie alocați SC Termon. Atâta timp cât executivul prin compartimentul de specialitate nu își asumă responsabilitatea promovării unui astfel de proiect, dat fiind situația financiară și datele tehnice, rămâne ca dumneavoastră Consiliul Local, ca și în dublă calitate de autoritate administrației publice locale, dar și de adunare generală a acționarilor, pentru că Termon CT încă funcționează pe vechea lege, fiind în situația de insolvență, nu a fost adaptată la ordonanța 109, așa cum s-a întâmplat la DPP. Deci rămâne ca dumneavoastră, în măsura în care aveți soluțiile necesare, să promovați un proiect de hotărâre și să-l supuneți atenției Consiliului Local. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, cred că proiectul de hotărâre ar trebui promovat de către executiv. După un studiu clar, nu după bănuiri. Da? Cred că proiectul... Cred că mă las să vorbesc, da, că să... N-am nimic de ce acasă, da? Da? Mă duc la servici dacă vreți să fac, dar acolo am pus să fac. Deci, cred că ar trebui promovat executiv. Și cred că executivul ar trebui să-și aplece mai mult privirea către Termon și să lase proiecte bizare, ca să nu le spun altfel, gen monitorul de... Nu monitorul, curierul primăriei și altele, pentru la primăvară. Acum, cred că ar trebui să ne ocupăm de problemele stringente ieri, da? Și dacă executivul ne cheamă păi mâine pentru un proiect legat de Termon, cu siguranță vom fi aici, chiar dacă e duminică, da? Mulțumesc, domnul Martin. Mulțumesc, domnul Cetan. Vreți să vă retrage la urmă? Rămâne cum a stabilit, ca înainte. Feedback-ul pozitiv, vedem de ce. Revenim la ordinea de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea structura bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Oneș pe anul 2015, inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Doamnelor și domnilor consilieri, responsabilitatea pentru asigurarea sănătății publice revine Ministerului de Finanțe, Direcția de Sănătate Publică, Județenii, altor structuri de specialitate ale Ministerului Sănătății și instituțiilor de rețea sănătate proprie, precum și autorităților din administrația publică locală.
Asistența de sănătate publică este garantată de stat și finanțată de la bugetul local, bugetele de stat, bugetul de stat și nu are resurse de păcați potrivit legii. În adresa 51.060 din 23.10.2011, conducerea spitalului solicită modificarea bugetului atât din la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, cu suma de 4.300.000 lei, suma reprezentând necesarul de plata drepturilor salariale pentru următoarele 2 luni și lista de investiții pe anul 2015. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat în regim de urgență de Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Onești. Acest buget este prezentat în anexa numărul 1. Lista de investiții este prezentată în anexa numărul 3. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați bugetul în forma prezentată. Domnul director, dacă nu mă înșel, anexa 3 a devenit anexa 2 prin eliminarea anexei 2, da? Anexa 2 prin nota de fundamentare. Apare tăiată, nu este. Rămâne și nota de fundamentare, ar fi o mai târziu, dar... Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli este prezentată în anexa 2. Dar anexul noi l-am primit. Este la mine. Bun, dar nota de fundamentare nu aprobăm. Nu se aprobă, păi dacă nu aprobă fundamentale, nu aprobă nici bugetul, când fundamentale precizează modul de... Mi-am trebuit să mai târziu, că au control de la Ministerul Sănătății de la Creditare și... Ați primit anexele? Eu le-am dat de la comisie, ce drept, dar nu știu dacă ceva consilier au primit. Nu, nu. Le-am dat un domnul consilier la Comisia Buget Finanțe. A fost presentată cu materialul. Eu vă spun că l-au primit eu personal. Și mai să zice la colegi care l-au primit. Mai este cineva care n-a primit anexa? Eu anexa 1 la proiectul 1. Am rugămintea pe viitor, pentru că chiar discutam și înainte de ședință. Sunt anumite probleme de ordin de IT. Și noi, la rândul nostru, de exemplu, amendamentul domnului Martin azi dimineață l-am primit. Deși el a fost trimis ieri la ora 15 și... Sunt, nu știu, de undeva sunt niște blocaje. Știți cum este? Eu l-am trimis pe e-mail, dar întâi se duce pe la București, la Strășeni și după aia vine cu acest. Deci nu, am rugămintea ca pe viitor, în momentul când nu primiți oameni cu document, să ne sunați și să vedem ce se întâmplă, că n-avem de am glumit, a fost o glumă, dar cred că ați gustat-o, nu? Nu cred că a fost o glumă... Da, nu-i bună gluma? Zic că a fost bună. Deci rămâne cu anexa 1, 2 și 3, anexa 1 bugetul, anexa 2 nota de fundamentare și anexa 3 lista de investiții. Sunt aprobate de Consiliul de Administrație, doamna este în... Raportul de specialitate, vă rog. Doamnelor și domnul consilier, Direcția de Sănătate Publică Județeană colaborează cu Administrația Publică Locală pentru asigurarea asistenței medicale. Direcția de Sănătate Publică încheie contractul cu autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cheltuielilor de personal și altor cheltuieli pentru funcționarea în condiții de normalitate a spitalului. Sumele necesare pentru derularea contractului se asigură din fonduri de la bugetul de stat pe Ministerul Sănătății. Programul Național de Sănătate sunt finanțare la bugetul de stat, bugetul Fondului Unic de Asigurări Social de Sănătate, din venituri proprii, donații și consolidări, precum și din alte surse potrivit legii. Prin adresa 51060, conducerea spitalului solicită aprobarea unor modificări în structura bugetului de cheltuieli și a listei de investiții pe 2015. În acest sens, bugetul de venituri și cheltuieli este influențat cu suma de 4.300 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform notei de fundamentare. Bugetul de venit modificat prezent în anexa 1, nota de fundamentare în anexa numărul 2, lista de investiții în anexa numărul 3. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Această modificare a fost impusă în primul rând de creșterea salarială cu 25% a cadrelor medicale, începând cu data de 1 octombrie. Raportul comisiei. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectelor. Vă rog, poți să scrie la cuvânt? Eu. Domnul Zarcu? Cine scrieți mai este? Scrieți să-l țineți minte acolo. Da, îmi țin minte. Domnul Martin, mă scrieți la cuvânt. Nu, nu, mulțumesc. Ridic mâna acum. Domnul Zarcu, am uitat să-l pun data trecută pentru domnul director. Dacă puteți să mă răspundeți, vă văd la lista de investiții. Am băgat în ceață, voi. Sără cu obi control, asta să mai băgăși. Și chiar ieri la comisie am avut discuții legate de reparația capitală a liftului, 3 miliarde. Ce anume s-a schimbat? Sau s-a schimbat o liftă sau... Toate lifturile, că nu înseamnă două lifturi. Deci cele două lifturi s-au schimbat integral. Da. Totul. Sistemul de avertizare informare pacientului, ca să știu și unde știe, dacă se vede ce înseamnă. Fie care s-a luat, este un sistem de avertizare, unde se anunță camera de gază sau camera asistentă lor. În funcție de urgență. Și sistemul de comunicare intern? Este un sistem de radiofonie care se face legătura între
urgență și internă, chirurgie, neurologie, secție, da. Deci, legat de ce am discutat ședința trecută cu renovarea fațadei spitalului, acel raport s-a analizat, ați avut timp să-l analizați, să-l discutați? În perioada asta nu. Atât am avut comisarul sanitar, ultima zi, chiar nu am avut timp de... Oricum, ar fi interesant ca la următoarea ședință la Consiliului, la Consiliul Administrației a Spitalului, să știți, să vedem pentru a găsi soluții. Sau de cele patru soluții care s-au trasat acolo, poate găsiți una deja în rătii făcut. Da, e problema de o parte. Da, mulțumesc. Puteți să trecem la vot? Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Onești, numărul 60/2012, privind aprobarea înființării funcției de administrator public la nivelul municipiului Onești. Inițiator, Alexandru Cristea, viceprimar. Doamne, domnule consilier, supunem atenției deliberării de noastră proiecte de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 60/2012 pentru aprobarea înființării funcției de administrator public la nivelul municipiului Onești. În proiectul de hotărâre propune modificarea următoarelor articole. Articolul 5 din HCL 60 privind aprobarea înființării administratorului public va avea următorul lucru. Contractul managementului este încheiat de primarul municipiului și administratorului public. Microfon. Articolul 2 și articolul 3. Măi, ne spuneți că n-ați vorbit asta. Vă rog frumos, domnul. Nu ne înregistrează acest aspect. Contractul, articolul 2, prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată. Articolul 3, contractul poate începe în condițiile prevăzute de articolul 14 din prezentul contract. Articolul 9 din anexa 3. Se va modifica după cum urmează, primarul municipiului Onești are dreptul de a revoca din funcția administratorul public în condițiile prevăzute de articolul 14.2 din prezentul contract. De asemenea, articolul 14 va suferi modificări și va da următoarea formulare. Contractul de management încetează în următoarele situații, cu acordul părților, la data comentului de acesta, revocarea din funcția administratorului public de către primar în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul contract, respectiv nerealizarea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în anexă din motivele discutate de acestea, săvârșirea de abuzuri sau de abateri sancționate conform legislației în vigoare, decesul administratorului, punerea sub interdicție judecătorească a administratorului public, demisia administratorului public. 6. Pensionarea pentru limită de vârstă sau pentru incapacitate temporară de muncă a administratorului public. 7. Impasibilitatea executării funcției pe perioadă mai mare de 6 luni consecutive din motive ce țin de persoana administratorului public. În conformitate cu prevederile articolului 110 al alineatului 3 și alineatului 4 din legea administrației civice locale, numărul 15 pe 2000 de publicate, modificările și completările ulterioare, administratorul public poate îndeplini în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul, atribuție de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local și primarul poate delega către administrator public în condiții legii calitatea de guvernator municipal de legea administrației publice locale din 2015, privind administratorul public, nu menționează explicit durata contractului de muncă sau de management, dar precizează că numirea și liberarea de funcție a administratorului public se fac către primar pe bază, se face de către primar pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice aprobate de Consiliul Local. Numirea funcție se face pe bază de concurs. În conformitate cu prevederile articolului 12 din legea 53/2003 Codul Muncii, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată. Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe o perioadă pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute de lege. Întrucât prin delegarea și stabilirea atribuțiilor administratorului public s-au stabilit competențe importante, precum coordonează de lucru și în ciuma activitatea aparatului de specialitate al primarului al serviciilor de interes local și exercită funcția de guvernator principal de credite, asigură managementul și coordonarea investițiilor publice, achizițiilor publice, gestionarea activității de finanțare, atragere fondurilor europene, restructurare și funcționalizarea activității administrației publice, sprijină și urmărește realizarea strategiei a planurilor și activităților de dezvoltare durabilă a municipiului Onești și pentru a putea să-și ducă la îndeplinire toate obiectivele propuse, deoarece, spre exemplu, atragerea de fonduri europene se întinde de o perioadă mai mare de timp, este încercarea modificarea contractului de management din durată determinată, durată nedeterminată. Prin această propunere se urmărește ducerea în îndeplinire a tuturor obiectivelor pe care le are stabilită administratorul public. Față de cele arătate, propunem aprobarea proiectului în formă prezentată. Mulțumesc! Acordul de specialitate. Domnilor și domnilor consilieri,
Analizând proiectul de hotărâre supus spre dezbatere, privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 60 din 11.07.2012, privind aprobarea înființării funcției de administrator public la nivelul municipiului Onești, constatăm următoarele. Proiectul de hotărâre respectă prevederea articolului 112 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, care menționează că administratorul public poate îndeplini în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local și primarul poate delega către administratorul public în condiții legii calitatea de ordonator principal de credite. În conformitate cu prevederile articolului 12 din legea 53/2003 privind codul muncii, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată în condiții expres prevăzute de lege. Față de cele arătate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre supus spre dezbatere respectă prevederile legale și de procedură și propunem Consiliului Local Municipiului Onești aprobarea acestuia în forma prezentată. Avizul comisiei? Avizul a fost negativ. Cu excepție. Cu majoritate. Tot negativ de mult. Discuții din marginea proiectului? Nu știu, vreau la pas. Vezi că stă de acolo, domnul viceprimar, care stă cu mâna ridicată. Da. Domnule Ene. Un proiect, am crezut că e o glumă, că nu am văzut. Nu putem să asimilăm contractul de management cu un contract individual de muncă. Deci este o eroare uriașă. Nu putem aplica dispozițiile codului muncii contractului de management, care este un contract care are o reglementare expresă. Vedem hotărârea 527 din 2009, care aprobă modelul cadru al contractului de management. Acel model cadru trebuie respectat fără niciun fel de abatere. De-aia a și fost instituit un model de contract cadru. Instituim acest moment, venim cu o hotărâre, cu un proiect de hotărâre, prin care dorim să facem, să dăm acestei persoane posibilitatea de a exercita această funcție pe perioadă nedeterminată. Deci este o eroare uriașă, nu înțeleg cum Dumnezeu a avut curajul să puneți astfel de proiecte ordinea de zi. Deci este o greșeală fantastică, adică vorbim de niște dispoziții imperative ale legii. Nu vorbim de un loc unde se putea face o abatere, unde puteam pune niște dispoziții noi. Vorbim de un model cadru, de aia și fost stabilit de legiuitor expres. Nu avem voie să facem abatere de la el. Contractul trebuie încheiat pe perioadă determinată, iar obligațiile, și acolo la obligațiile prevăzute la încetarea contractului, avem vreo 6 situații în care contractul încetează. Nu se regăsesc în cele pe care le-ați expus dumneavoastră în proiectul de hotărâre. Deci, atenție mare, în ceea ce privește situațiile în care avem contract reglementat, avem un contract de natură reglementară, reglementat printr-un act normativ, printr-o hotărâre de guvern. Nu putem să ne abatem de la așa ceva. Atât am avut de spus. Domnule Domnul primar, eu vreau să spun, nu mă așteptam ca domnul viceprimar cu atribuții de primar să-și pună semnătura pe un astfel de proiect de hotărâre. În primul rând că acest proiect este nelegal și de aceea în Comisia Juridică el a fost respins. Este legea invocată, legea administrației publice locale, într-adevăr nu stabilește în articolul 112 dacă contractul se încheie pe durat. Și-a anunțat, și-a mai anunțat că cineva mai vrea să mai ia cuvântul? Da. Dar și eu vreau să iau cuvântul. Și lista nu a fost închisă? Adică mi se pare impolitețe. Mă treceți pe mine. Eu vorbesc și cineva pune capul pe la spate primarului și anunță și dânsul candidat dorința de a lua cuvântul. Ați lăsat lista închisă, vă rog să nu-i dați cuvântul. Dacă nu știe, nu e în stare să respecte pe cel care ia cuvântul. Da. Deci am spus că este nelegal, pentru că contractul de manager nu poate fi încheiat pe durată nedeterminată. El are niște obiective, cel care este beneficiar acestor are niște obiective pe care trebuie să le îndeplinească în o anumită perioadă. Acest contract a fost încheiat pe o durată de 4 ani. Știți în ce situație se ajunge dacă
acest proiect de hotărâri va fi adoptat, vă vreau să observați care sunt condițiile în care încetează acest contract, care nu sunt cele prevăzute de lege și sunt precizate de inițial în afara legii. Deci, acest administrator public, peste 7, 8, 10 ani, va putea să nu își îndeplinească aceste atribuții, iar primarul poate să revoce numai dacă face dovada că el nu și-a îndeplinit sau că a încălcat legea. Asta înseamnă ca municipiul Onești să se judece cu acesta, nu știu, ca să facă dovada că el a încălcat această lege. Nu este corect, nu este legal. În al doilea rând, nu este un proiect de lege oportun. Nu este onorabil, aș putea spune. Mă întreb, de ce acum s-a venit cu acest proiect de hotărâre, când mai sunt 7-8 luni de zile până la viitoarea lege? Oare administrația actuală este frică că va pierde alegerile și vrea să-și posteze oamenii pe care i-a adus în posturi nemeritate, poate, pe durată nedeterminată? La ședința viitoare ne vom întâlni probabil cu un alt proiect în care, eu știu, purtătorul de cuvânt sau altcineva va fi pe contract, va trebui să votăm că va avea un contract pe durată nedeterminată, sau eu știu cine. Nu ești onorabil pentru că dacă alegerile vor fi câștigate de altcineva, nu poți să impuți primarului care va veni să lucreze cu un om pus de către un alt primar. Această funcție este o funcție politică. Ea este, în primul rând, o funcție eminamente politică. Așa l-a pus domnul primar pe acest post, pe domnul Tenie, iar nu putem să-i imputăm, așa cum am zis, unui alt primar, în primul rând, ca să aibă un administrator public, pentru că este posibil ca noul primar să aibă mai mult timp și pentru treburile orașului și să nu aibă nevoie de un administrator public, și doi, nu-i putem impune această persoană. De aceea, eu sunt sigur că sunt consilieri care, în intimitatea lor, ar vrea să voteze în altfel. Dar nu pot vota prin vot direct. Și de aceea eu am să cer ca la acest proiect de hotărâre votul să fie secret. Vă mulțumesc. Domnul Cristian, vă rog. Da. Am propus acest proiect pentru că am în vedere un element de stabilitate în actul de administrație publică. Discutăm aici, cred că nu prea multă politică, politizăm prea mult acest sistem de administrație și modelul acesta de contract pe perioadă nedeterminată a administratorului public, administratorul public care poate face legătura între primar de-a lungul timpului, nu neapărat la următorul mandat, este și cazul meu. Și tocmai datorită administratorului public, nu am fost nevoit să solicit pe domnul Laurențiu Meghină pentru lămurirea unor situații pe care foarte ușor l-am preluat din mers prin sprijinul administratului public. În primul rând, m-aș bucura ca viitorul primar, fie că voi fi eu, fie că va fi domnul Meghină sau va fi altcineva, să aibă parte de același sprijin pe care l-am avut eu pentru a putea să ducă actele administrative la bun sfârșit. Apoi, aceste modele de contract pe perioadă nedeterminată pentru administratul public sunt utilizate de foarte multe consilii județene și primării din vestul țării, acolo unde cercul și politica ocupă mai puțin loc pe scena Consiliului Local și acolo unde rezultatele și faptele primează în ceea ce privește situația acelor orașe. Cred că putem să vedem foarte bine imediat ce traversăm dealul Oituz spre partea de vest a țării acest lucru și până nu vom ajunge și noi să lăsăm în plan secund politica și eu știu ce alte interese personale, nu cred că vom ajunge la rezultatele pe care acele orașe le au. Cât despre litera legii, am și doresc să îi dau cuvântul domnului secretar să își expună... Da, doamna președinte, cred că sunt atribuțiile noastre. Vreau să dau cuvântul domnului secretar pentru problemele de care. Așa cum arată și proiectul, articolul de bază care stabilește funcția de administrator public este articolul 112 din legea administrației publice locale 215/2000. Acum știu că s-au invocat și o lege a managementului, nu știu dacă se aplică aici, poate da, poate nu, n-am studiat-o, eu n-am găsit, dar vreau să vă spun că
La nivelul juriștilor din primărie s-a analizat foarte atent această modificare de hotărâre, dat fiind faptul că știam că vor exista discuții în contradictor, în urmă și FRS. Și acum spunea și domnule ceva mai devreme, ceva timp în urmă, acolo unde sunt trei juriști, totdeauna apar patru păreri. Vreau să vă spun că eu am avizat de legalitate acest proiect și am studiat foarte atent, în primul rând, un răspuns găsit al Agenției Naționale de Integritate de la, dacă nu mă înșel, primăria Petrușan, prin care au întrebat același lucru, dacă administratorul public poate fi numit pe perioadă nedeterminată. Răspunsul Agenției Naționale de Integritate a fost foarte sec, în sensul că durata mandatului sau atribuțiile administratorului public sunt cele prevăzute de articolul 112 din legea administrației publice locale 215/2001. În aceste condiții, în care acest articol nu prevede o durată minimă sau maximă, din punctul meu de vedere, cu principiul de drept, acolo unde legea nu dispune, și atât timp cât hotărârea Consiliului Local a fost aprobată de dumneavoastră și a stabilit o perioadă limitată, tot Consiliul Local, în majoritatea sa, poate schimba sau poate determina, poate aproba o altă durată. Deci, din punctul meu de vedere, proiectul este legat, la fi pentru care l-am și avizat. O secundă, dacă mai permiteți și aici, vă rog. Aici nu este vorba de dubiu. Aici e o chestiune clară. Avem un regulament cadru, un regulament care stabilește modelul cadru al contractului. Special făcut pentru a nu se abate, a nu exista abateri de la acest contract. Deci nu vorbim de o situație interpretabilă. Dispozițiile legii administrației publice locale, dispozițiile articolului 112, se completează cu hotărârea 527/2009, la finele căreia se spune foarte clar că nu se aplică în completare codul muncii, ci se aplică legea contenciosului administrativ. Deci sunt niște chestiuni pe care ar trebui să le respectăm. Deci, e chestii de legalitate, simplu și la obiect. Deci, nu putem... Dați-mi voie să supunem la vot dacă se va vota nominal sau cu vot secret, cum a propus domnul Ene. Cine este? Eu o singură precizare aș vrea să fac și eu. Mă uit și eu pe această hotărâre 527/2009 și constat că ea nu este aplicabilă la administrația publică locală. De ce? Pentru că ea se aplică în vederea asigurării managementului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, ale celorlalte organe administrației publice centrale din unitățile administrative teritoriale și s-a oprit aici. Administrația publică centrală din unitățile administrative teritoriale. Ce vi se pare? Administrația publică centrală, servicii deconcentrate, nu are legătură cu administrația publică locală care funcționează pe principii de autonomie locală. Deci nu este aplicabilă 527 la nivelul unităților administrative teritoriale, da, decât la județe, acolo unde sunt servicii de concentrare ale ministerelor. Hai să mergem la să votăm dacă vom vota cu vot nominal sau cu vot închis acest proiect de hotărâre. Vot secret, scuzați. Cine este pentru vot nominal? Ce înseamnă nominal? Vot deschis, înțeles. Cine este pentru vot deschis? Vot deschis. 8. Și înseamnă restul e pentru... Nu, Loredana, cum se va arăta? Deschis. Aveți dubii? Loredana a votat... Nu, deschis. Dacă nu întrebați, că se mai departe. Cine abține? Votul împotrivă? Dar cine este pentru votul? Franca Mâna. Și cine este pentru? Că dacă s-a votat și s-a votat în majoritate, că este vot deschis, nu se referă. Am înțeles. Să treci la vot. Am înțeles, da. Celelalte sunt... Trebuie să-l trebuie la 11. 9. Mai târziu. Trecem la votarea proiectului. Cine este pentru? Nu dați unul voie să vorbesc? Acum există votul. Da, s-a făcut la vot. Da, știți. Da, știți. Haideți să votăm acum.
Vreau să vă spun că, chiar dacă nu dați voie, tot am să spun, că, stimată doamnă președintă, ați avut parte și aveți parte în continuare de respectul meu. Dacă veți fi în continuare ceea ce a spus până astăzi, pentru că astăzi deja mi-a adus aminte de o fostă colegă de-a noastră consilieră, care acum 2 ani de zile, noi în 2015, acum 3 ani de zile, dădea presa afară și chema jandarmii. Vă rog foarte mult să încercăm și pe domnul viceprimar cu atribuții de primar, pe domnul Cristea, care a folosit niște cuvinte mari în discursul dumnealui. A vorbit ceva de interese personale și de mai puțină politică. Domnule viceprimar cu atribuții de primar, vă rog să vă aduceți aminte că acum 3 ani am fost pe aceeași baricadă când am schimbat primarul. Și l-am schimbat pentru că am avut niște idealuri comune pe care astăzi le călcați în picioare. Idealul pe care astăzi le călcați în picioare. Domnul Martin, îmi dați voie să intervenim. Așa cum am hotărât, deci luna octombrie, eu sunt președintă de ședință, da? Am hotărât să se vorbească pe marginea proiectelor și să nu mai divagăm prea mult pe celălalt. Păi, pe marginea proiectelor, n-au fost cuvintele folosite de mine, da, doamnă președintă. Să colaborăm, să nu mai avem... Și dacă vreți să chemați jandarmii, i-a pus afară și gardienii, mulțumesc frumos, am terminat. Ce am avut de spus, am spus, mulțumesc frumos. Vă bucurați de respectul meu, dar nu am o liniță în această ședință. Da, vă rugăm să mergem la vot. Da? Cine este pentru? M-am enervat. Voturi împotrivă? Abține? Vă mulțumesc! Da, am trecut. Trecem la proiectul 3 de pe ordinea de zi. Proiecte de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Onești, numărul 29/2015, privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar. Vă rog să doamnă, domnul consilier, vă spunem atenție și deliberările dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind modificarea autorului Consiliului. În proiectul de hotărâre propunem următoarele modificări la organigrama și statele de funcții. A. La Direcția Administrativă se înființează un post de muncitor calificat de a doua și un caz de executor și se transformă un post vacant de muncitor calificat de a doua în post de șofer cu acta 1. La Biblioteca Municipală Radu Rosei Plănești, Muzeul de Istorie al Municipiului Plănești și Cinema Capitol se mută un post modificat de la compartimentul administrativ prostoresc la compartimentul Cinema Capitol și se desfințează un post vacant de bibliotecar gradul 1 din serviciul relației cu timpul felicitare documente. La instituția publică, administrația Poliției Naroc, Zonul de Poliu și Bucurie se desfințează în post vacant de casier. Modificările posturilor se fac cu respectarea prevederilor articolului 107, alineat cu B, litera B, din legea 188, pe 1999, cu din statutul funcționarilor publici republicate și modificările și completările reprezentare, articolul 41, alineatul 1 și alineatul 3, litera B, din legea 53, pe 2003, cod de muncii, articolul 31, alineatul 1, din ordonanța de urgență 83, pe 2014, privind salarizarea personalului plătit în fondurile publice, în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul voluntarilor publice. În aceste modificări primărim creșterea calității activității aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești, cât și al instituțiilor serviciilor coordonate de Consiliul Local al municipiului Onești. Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul comisiei, compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri,
Proiectul de hotărâre respectă prevederile articolului 107, alineatul 2, litera B din legea numărul 188/1991 privind statutul funcțional public și republicată, dorind modificări și completări ulterioare. Articolul 41, alineatul 1 și alineatul 3, litera D din legea 53/2003, codul muncii, alineatul 31, alineatul 1 de ordonanță de urgență numărul 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Prin aceste modificări s-au urmărit suplimentarea posturilor deficitare și creșterea calității activității aparatului de cercetare primar municipiul Onești, cât și instituțiilor serviciilor subordonate Consiliul Local municipiul Onești. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre expus pe dezbatere respectă prevederile legale și de procedură și propun Consiliul Local municipiul Onești aprobarea acestuia în forma prezentată. Vă mulțumesc! Avizul comisiei. Unanimitate de voturi, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Vă rog. Deschidem lista. Sunt discuții pe marginea proiectului? La vot. Trecem direct la vot. Cine este pentru proiect? Abțineți? Voturi împotrivă? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 5. Dar de ce numărul 4 a fost desfăcut? Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în municipiul Onești și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. Inițiator Alexandru Vitea, viceprimar. Expunerea și motivul, da? Am potul primul motivul. Doamne și domnilor consilieri, autoritatea publică locală are obligația de a asigura îndeplinirea și reabilitarea bunurilor publice, domeniului public, al unităților administrative teritoriale, instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și prietenală, acțiunile de legislație vigoare. Raportarea atribuțiilor Consiliului Local, prevăzută de legea 215/2001, administrație publice locală și pentru adoptarea unitarea modului de lucru, este necesară constituirea Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere, în municipiul Onești, în conferința căreia să facă parte reprezentanții autorităților administrației publice locale, ofițeri specializați în domeniul siguranței circulației rutiere, din cadrul structurii Poliției Municipiului Onești și reprezentanții administratorilor drumurilor publice din municipiul Onești, SECE, domeniul public și privat SA. Pentru funcționarea acestei comisii se impune stabilirea unui regulament de organizare și funcționare a acesteia, care se cuprinde principalele atribuții ale comisiei, modul de organizare și activități, modul de organizare a activității comisiei, pregătirea de funcționare și funcționare de lucru și organizarea lucrurilor de secretariat. De asemenea, în prezentul regulamentului este preocupația comisiei de a lua toate măsurile necesare pentru care administrarea trecerii de la în acest sens, instituirea de la fel de căutare la desfășurare în plină condiția în care trebuie să fie reglată față de cele prezentate, ne putem să analizați și să descrimeți. Înainte de a da raportului, v-aș ruga să observați că avem două modificări față de proiectul inițial, noi l-am trimis și pe femeie, pe vorba de președinte este domnul Casim Nicolae, consilier cu atribuții de viceprimar, iar din cadrul membrilor face parte, deci special parte, dar cu casă să punem și profesia domnului inginer Ștefan Martin, consilier local. Există și un amendament, dar vom discuta după raport și după domnilor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederea articolului 38, aliniatul 2, litera L, din legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local hotărăște în evitere competenței conferite de lege, în numele unității administrative teritoriale, asupra tuturor aspectelor privind siguranța circulației rutiere, desfășurate pe raza municipiului unității administrative teritoriale. Pentru a exista o viziune de abordare unitară a modului de lucru, raportat la atribuțiile anterior precizate, prin prezentul proiect de hotărâre se propune înființarea unei comisii tehnice de organizare și siguranță a circulației rutiere în municipiul Onești. Pentru funcționarea comisiei se impune stabilirea unui regulament de organizare și funcționare al acesteia, care să conțină principalele atribuții ale comisiei, organizarea și funcționarea comisiei, pregătirea și desfășurarea ședințelor de lucru, organizarea lucrărilor de secretariat. Regulamentul stabilește condițiile de exploatare a drumurilor publice de pe raza unității administrative teritoriale, raporturile dintre administratorul rețelelor stradale și toți utilizatorii acestora, indiferent de denumirea și încadrarea acestora. De asemenea, prezentul regulament stabilește componența Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în municipiul Onești,
Comisia are în vedere luarea măsurilor necesare referitoare la viabilitatea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparținând căilor de comunicații de interes local, precum și la asigurarea întreținerii și instalării mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației rutiere. Față de aspectele expuse, din care rezultă necesitatea instituirii unui regulament de organizare și funcționare pentru Comisia Tehnică de Organizare și siguranța circulației rutiere în municipiul Onești, constatăm că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate și solicităm Consiliul Local al municipiului Onești să adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, avizul comisiei. Favorabil aviz. Vă mulțumesc, nu? Da, domnul primar, există un amendament al domnului consilier Martin Ștefan, pe care vorbesc că l-ați vedeți în față la presiunea întâlnirii și frumoasă. Da, acum mă uitam pe el, exact ca atunci. Am văzut articolul 3, nu am apucat să compar cu propunerea înaintată de mine. La articolul 3, domnul Martin spune, din municipiul Onești, reprezentanții altor instituții de specialitate care au atribuții în domeniul siguranței circulației rutiere, persoane nominalizate care vor face parte din această comisie și vor da acordul scris cu privire la acest lucru și vor putea fi înlocuite prin hotărâre de Consiliul Local. În mare sunt de acord, aș mai face o completare aici, la reprezentanții ai altor instituții de specialitate sau organizații, care să lăsăm o nicio problemă mai largă. Mi se pare că nicio problemă sunt cadre aici, da. Și administratorul drumului. Eu am gândit să fac acest amendament pentru că mi s-a părut că textul regulamentului este prea restrictiv. Și e posibil ca în anumite situații să fie nevoie de pompieri, să fie nevoie de cei de la jandarmerie. Eu știu că diverse... Salvare, smurt. Smurt, da. Da, deci... Adică ar trebui... Articolul 3... nu, o secundă, sunt mai văzut pe ultimul și atunci probabil că mi l-a venit asum în totalitate. Vorba la articolul 5, discutăm. Da, la 5, 2, litera K. Ce a fost întrebat dacă nu știu transportul public față de... Da, logica pentru care am completat litera J este vorba de stațiile pentru operatori de transport în regim taxi și pentru transportul public local. Pentru că ele trebuie să fie separate și trebuie înființate de această comisie. Bun, există niște stații, s-ar putea să fie în regulă, s-ar putea să le trebuiască modificate, iar la K discutăm despre avizarea înființării sau modificării traseelor și stațiilor pentru mijloace de transport în comun pentru ceilalți transportatori licențiați. Pentru că exact ce am discutat în ultima ședință de Consiliu, sunt mulți transportatori licențiați care nu pleacă din autogare, de exemplu. Pleacă din orice alt loc din municipiul Onești, pentru că așa a reglementat Consiliul Județean ca punct de plecare Onești. Și atunci ar trebui ca această comisie să atenționeze pe, sau să dispună dacă este cazul să înființeze stații pentru acești operatori sau să le interzică plecările din orice loc din municipiul Onești. Despre asta e vorba. Deci, sunt măsură la, deci la a treia linie pe care, la a treia articol, la K, da? Nu știu în ce măsură nu se suprapun atribuțiile Comisiei cu atribuțiile Consiliului Județean. Deci Consiliul Județean, ca să lămurim niște chestiuni, Consiliul Județean acordă licențe pentru traseele de transport persoane interjudețene. Adică de la Onești la Caracleu, de la Onești la Oitus, de la Onești la separate. Le poate folosi și pe cele de la transportul public local, dar poate să înființeze și alte, sau cursurile de elevi, sau așa mai departe. Pentru asta am văzut. E o chestiune pur profesională, nu e altceva. Ok, bun. Atunci, haideți să nu mai lungim. Îmi asum amendamentele pe care le-ați propus, cu mențiunea că la articolul 3, reprezentanții altor instituții de specialitate sau organizații care au atribuții în domeniul siguranței, da? Discuții pe marginea proiectului, înscrieri de listă, vă rog? Nu sunt, deoarece domnul primar ce așa a suscit acest amendament, mergem să votăm. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Trecem la următorul proiect urbanistic zonal pentru construire locuință pentru zonă în calea caracterului PN. Inițiator Alexandru Chistea, viceprimar. Domnul consilier,
interzis și unele măsuri pentru organizarea lucrurilor, se curează obligația administrației publice locale de a elibera certificate de urbanism și autorizații de construire pe baza documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului respectiv planul organizației locale și planul organizației de locale aprobate de Consiliul Local. Pe inițiativa unui investitor privat, conferent proprietate de 10, situat în Ferioanul Municipiului Neș, care a dat probe, numărul cadastral 64-154 s-a elaborat prezenta documentație de urbanism care stabilește parametrii urbanistici în scopul construirii unei locuințe cu următoare caracteristici. Cât plătesc 0,5, tot plătesc 0,5%, regim de mașină pe persoană. Planul urbanistic zonal de la prevederul articolului 45 al 2 litera E și articolul 36 al 2 litera C, precum și articolul 36 al 5 litera C din legea administrației publice locale 215/2009, cu modificări și completări ulterioare, care a avut arhitectul șef și a fost aprobat de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Organismului de Trăbător în avizul numărul 10 din 9-9-2015. Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local documentația plus prezentată. Raportul de specialitate. Prin cererea de bursă de domnul Grămadă, o pică cu domiciliul municipiului Onești, strada Sintezei 4-1, în calitate de beneficiar, se solicită aprobarea planului urbanistic zonal pentru construirea unei locuințe individuale pe parcela de teren cu suprafață de 490 m² amplasată de extravilanul municipiului Onești, calea Caracturului, fără număr identificat cu număr cadastral 64154. Conform UCRL-ul, terenul în studiu este situat în extravilanul municipiului Onești, adiacent drumului în exploatare ce permite accesul din calea Caracturului cu funcțiunea de teren arabil extravilan. Documentația de urbanism numărul 15 din 2014 a fost dobită de SECESAM Impex SRL Bacău în baza certificatului de urbanism numărul 142 din 2014, avizul de oportunitate 2 din 2014 și avizul numărul 2 din 22-10-2015 al arhitectului șef. Documentația a fost supusă dezbaterii publice conform raportului de informare și consultare a publicului numărul 56-291 din 16-12-2014, fiind obiecții cu privire la investiția propusă. Prin prezentul plus se propune introducerea în intravilan a terenului în studiu și construirea unei locuințe pe plus 1 cu indicatorii procent ocupare teren maxim 25%, coeficient utilizare teren maxim 0,5 și un regim de înălțime pe plus 1. Zona edificabilă va avea retragere de 24 metri de la aliniamentul stradal și 2 metri față de limite laterale ale proprietății. Menționăm că terenul care face obiectul prezentului pus se află în propunerea de extindere a intravilanului municipiului Onești prin reactualizarea planului urbanistic general, proiect aflat în derulare. Documentația a fost aprobată de Comisia Tehnică de Amenajare Teritoriului și Urbanism de Bacău prin avizul 10 din 2015. Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare documentația pus. Mulțumim. Avizul comisiei? Da, aviz aprobare. Discuții pe marginea proiectului, scrieți la cuvânt. Putem să trecem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unei suprafețe de teren și concesiunii drepturilor la contractul de concesiune. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar, expunerea de motive, vă rog. Doamna și doamna consilieră, în vederea realizării atribuțiilor conferite de legea 215 din administrația publică locală, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea în administrare concesionare pentru privirea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat. Deoarece unde spații comerciale au fost vândute, este necesară cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafețe de teren de pe numele legii și proprietar al spațiului pe numele noului proprietar. Elementele cesiunii sunt prezentate în anexa numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. La solicitarea formulată de agent comercial se propune spre aprobare. Ca să poți zâmbi pe la solicitarea formulată de agent comercial se poate propune spre aprobare concesionarea unei suprafețe de teren pe care este construit în spațiu comercial și pentru care a existat contractul de concesiune 174/2005 care a expirat. Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local pentru care a fost prezentat. Raportul de specialitate, vă rugăm.
potrivit atât articolului 33 din legea 50/1991, modificările și completările ulterioare, terenurile aparțin domeniul privat al statului sau unităților administrative teritoriale pot fi închiriate sau concesionate în licitație publică potrivit legii în condiții respective, prevederi documentației de urbanism și de aranjare teritorială aprobate, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenului. Ca urmare a contractului de vânzare, cumpărarea unor spații comerciale se impune cesionare dreptului de concesiune pentru suprafețele de teren, conform datelor prezentate în anexa 1 la proiectul de hotărâre. Precizând că sunt achitate la zi toate obligațiile financiare aferente acestor contracte. Având în vedere faptul că perioada de valabilitate a contractului de concesiune numărul 174 din 2005 a expirat, terenul fiind ocupat în spațiu comercial edificat în baza autorizației de construire numărul 144 din 2005, se impune aprobarea unui nou contract de concesiune pentru suprafața de teren respectiv. Elementele concesiunii și forma de atribuire fiind prezentate în anexa numărul 2. Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre alăturat. Vă mulțumim! Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului deschide lista. De atras atenția asupra unei erori materiale, iarăși apare în hotărâre Victor Laurențiu Negru. Deci nu el este inițiatorul proiectului de hotărâre. Domnul secretar, am luat vă mulțumesc. Calculatorul e vinovat. Da, da, l-ați găsit pe ăla, fără suflet, fără minte. Da, vă rog, înfieți la cuvânt. Da, am să-i doamnă. Nu, nu, să de vinovat, ne cerem scuze. Fantomul negru. Trecem la cozia. Cine este pentru? Eu scăpăm de. Abține? Votul împotrivă, mulțumesc. Băi, l-am dovăt, băi. Trecem la proiectul numărul 8, domnul Martin, vă mulțumesc. Proiectul hotărâre din care se amne demisia administratului special a SECE de Moncetei sau Onești, domnului Claudiu Găburel Răzvan și numirea unui nou administrator, inițiator Alexandru Eschistea, viceprimar. Expunerea de motive. Doamne, doamne, consilier, SECE de Moncetei sau este o societate comercială din Moncetei locală, a fost acționat este Moncetei la mișcă de administratul consiliului local, și care a fost înființată prin hotărârea Consiliului Local de Înființare, de la Înființare și până în prezent, situația economică financiară a societății și s-a reîncăsit pe un moment, de la fel de societății de nu și-a aducat obligațiile de plată acumulate către furnizori de gaze, care au asistat înființarea acestora, în modul care a determinat restructurarea societății de Moncetei-Ocan, aprobată de Consiliul Local în hotărârea 23 din 21 martie 2013, fiind încheiată și consecundată de 22 iulie 2013, afirmat de Bocea și cetătorul sindic, administrarea SECE Moncetei Estan, a pus în conformitate la dispoziția articolului 28 al numeatul 1 de la Hagi Mergea 85/2006, cele prin care a solicitat să fie supusă la dezbatere, să fie supusă procedurii generale de insolvență pe bază de plan de organizare și a desemnat în calitate de administrator judiciar de societatea de practicieni în insolvență SECE profesional TMA-RUS. Potrivit articolului 18 din legea 85/2006, după ridicarea dreptului de administrare, ridicatorul este reprezentat de administratorul judiciar sau liquidator de pe caz, care îi conduce și activitatea comercială, iar mandatul administratului special va fi redus la reprezentarea interesului acționarilor de motiv. Potrivit articolului 343 din legea 85/2014, procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân supusă legii aplicabile anterior acestei date. Administratul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a acționarilor, trebuie să efectueze numele și scopul acestuia actele de administrare necesare în perioada de procedură când debitorului se permite să-și administreze activitatea să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului s-a ridicat dreptul de administrare. Mandatul administratului special se limitează la reprezentarea intereselor acționatorilor pe la data ridicării dreptului de administrare. Administratorul special are următoarele atribuții, exprimă intenția de decizie de a coruna un plan, participă în calitate de reprezentant al judecătorului de judecare al acțiunilor, formulează contestații în cadrul procedurii reprezentate de prezentarea legii, propune un plan de reorganizare, administrează activitatea judecătorului sub supravegherea administratului judiciar, conform planului, după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și bilanțul de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportelor. Primește notificările
notificarea închiderii procedurii. Pentru aceste măsuri, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate. Este demisie, este doar să ia. Ați ia cu demisie, da? Da, mai e și partea a doua. Stați copii pe aici. Ce este făcut de la urmă viață? Care este făcut de la urmă? Este la copii. Scuzați, domnule Dian este plecat astăzi, a avut o problemă și m-a însărcinat pe mine să citesc. Îmi cer scuze. Să înțeleg că se este însărcinat? Da, pentru că se este specialitate. Fece Termon CTSA prestează în serviciu public în care privește producerea instituției energiei tehnice în sistem centralizat pentru populație, făcând parte potrivit articolului 1 alineatul 2 litera de alineatului 3 din legea 51/2006 în sfera serviciilor de comunicare de utilități publice, a parte este conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale. Deci, în termenul acesta, se recepta de interes public al primului acționar este municipiul Ionești reprezentat de Consiliul Local. Potrivit articolului 18 din legea 85/2006 de deschiderea procedurii, adunarea generală a acționarilor, asociațiilor, debitorului, persoanele juridice, va fi semnată cheltuielile acestea, în reprezentant de persoana persoanei juridice sau juridică, administrată special, care se reprezintă interesele societății și ale acestora, se participă la procedura pe seama debitorului. După legitarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentant de administratorul judiciar sau litigator, care conduce activitatea și activitatea comercială, iar mandatul administratului special va fi redus la reprezentant interesele acționarilor asociațiilor. Potrivit articolului 343 din legea 25/2013, procesul început înainte de intrarea în prezentă lege, dar nu sunt puse legislații aplicabile anterior acestei date. Prezentul proiect de hotărâre propune aprobarea propune și aprobarea numirii administratului special a SC Termon CT Est, în vederea reprezentării intereselor SC Termon CT Onești și ale municipiului Onești în procedura insolvenței, urmând sau ulterior instanța de judecată și judecătorul SC Termon prin încheiere în condiție de legii 85/2006, intrarea în faliment, dizolvarea și litigarea societății pe care le judecă. Pe aceste motive, le rugăm să deliberează. Avizul comisiei? Favorabil cu majoritate de vot. Când este făcut un proiect? Doamne, să fie prezentat la administrată. Vă scuvântul la administrată, care este propunerea administrată. Propunerea executivului, a inițiatorului de desemnare administratorului este domnul Tarola Liviu Dicăr, care este în sală. Aveți CV-ul dumnealui, dacă aveți întrebări. Vă rog, da. CV-ul nu aveți, l-ați avut pe mail. Aveți discuție, un moment, domnul Zarzu. Și eu, da? Domnul Martin, domnul Iene, domnul Topan. Nu știu dacă e bine că la aceste discuții să asiste și domnul... Da, nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Avem ceva de ascuns? Eu n-am nimic de ascuns. Vă bucurați cum mai pe Muriel. Mai este ceva pe închidul ăsta. Vă bucurați cum mai pe Muriel. Ce? Dumneavoastră vă bucurați? Nu. Da. Să nu bucuri capul domnului. Dacă avea contract de muncă pe durată determinată. Domnul Iene, aveți cuvântul. Nu, domnul Iene, domnul Ciprian. L-a scris degeaba acolo. Văd că nu ține scurt de. Da. O să zic din doi în doi așa. Domnul Zarzu. Vă scuzăm, gata. Da. Auzisem de această demisie de acum câteva săptămâni. Mă așteptam ca la proiectul de astăzi, pe lângă demisia domnului Dobler, să vedem și un raport de activitate. 2 ani și ceva de zile, nu mai știu de când l-am numit, sunt 2 ani și ceva, această persoană n-a venit odată în Consiliul Local să prezinte o situație legată de Termon CT. A fost de două ori, dar n-a deschis gura, e o diferență. Fotografii suntem sătui. Mă așteptam la un raport de activitate, pentru că în proiectul de față aici se spune ce trebuie să fac un administrator special.
să propună un plan de activitate, să reprezinte, să fie reprezentant al debitorului, etc., etc. Din toate acestea n-am văzut nimic, absolut nimic. Stau și mă întreb cum a putut să încaseze acei bani de la Consiliul Local, de 2.000 de lei la Consiliul Local în fiecare lună, de o perioadă de cât a fost, 2 ani, 2 ani și ceva, fără să facă un minim activitate legată de termon. Bașca că pe acolo, nu știu dacă a fost de 2-3 ori, am întrebat tot timpul dacă vine, dacă susține. Mă așteptam astăzi dânsul să fie în sală și să spună ce a făcut în această perioadă. Sper ca următorul administrator să fie mai activ decât fostul. Și sigur că succesul și cât va mai avea, pentru că dacă legislativul nu va da gir termonului, va intra în faliment și atunci veți mai avea doar activitate de inventariere. Altceva nu se mai aduce. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, domnul Dar. Domnul Martin, aveți da. Domnul Dar, luați de locuiți în Onești? E bine așa? Da. Da. Aici, bun, dacă locuiți în Onești, că este un lucru foarte bun. Am citit CV-ul dumneavoastră. Nu e mare diferență între adunea și al domnului Borel. Permis aveți? Permis aveți? De conducere? Da. De acolo asta. De asta de profesor, așa că... Da. Știți că atribuțiile administratorului special să-și conducă mașina. Domnul Marche. Am glumită, domnul Borel. Permiteți-mi să fac o glumă că... Mă bucur cu dumneavoastră. Da? Mă bucur. Câtă vreme vă faceți treaba, nimeni nu are nimic cu dumneavoastră și... Dacă pe domnul Găbureanu nu l-am simțit decât în postările de pe Facebook și în, știu eu, în traseele de prin municipiul Onești, sper ca pe dumneavoastră să mă obișnuiți să vă văd la termen și să aveți o poziție clară în privința operatorului de agent termic. Ce să spun? O considerație personală, pe domnul Găbureanu, eu l-am apreciat pentru fidelitatea dumnealui. Dar cred că este singurul lucru și acest lucru și această calitate a dumnealui nu-i dădea dreptul să încaseze bani de la Consiliul Local. Pe nimic. Pe nimic. Da? Aș fi fost curios să văd și eu un document pe care l-a semnat dumnealui sau să văd o hârtie pe care a compus-o dumnealui, pentru că folosesc un cuvânt care n-ar trebui să, dar nu am dovezi. Bănuiesc că n-a făcut nimic. 2 ani și jumătate înseamnă 24 și cu 6, 30 de luni. Înmulțiți cu 2000, faceți socoteala că sunt 120 de mii. Nu, 12.000 de lei, 12.000, 20. Domnul Martin, domnul... Da? De milioane, da, corect, așa este, da. Vedeți, mă pierd în cifre. Nu știu dacă merită municipiul Onești o asemenea gaură în buget. Și cred că cel care ce e responsabil de această gaură vor fi sancționați de către cetățenii locuitorilor municipiului. Pentru că nu este cinstit și corect să Domnul Martin, vorbeam și eu. Ce vorbesc? Vi se pare că vorbesc de altceva? Eu vorbesc de domnul Claudiu Găburel Răzvan, pe care l-a zis dumneavoastră. Păi despre dumnealui vorbesc, nu vorbesc despre altceva. Vi se pare că zic de altceva? Dumneavoastră aveți vreo hârtie de la domnul Găburel făcută de dumnealui sau semnat dumneavoastră? Văzut vreodată în viața dumneavoastră? Despre ce discutăm? Nu discutăm despre problemele municipiului. Despre ce discutăm? Municipiului, dar era... Și ce? Asta vi se pare că o gaură de 6 de milioane nu este o problemă a municipiului? Am lăsat să vorbiți 4 minute. Vreți să vedem ce... Ce mă cronometrați acum? Da! Formidabil! Domnul Cristi, aveți un susținător fervent ca să puteți pleca la Iași. 4 minute am vorbit. Îmi cer mii de scuze că am vorbit așa de mult. Am închis. Domnul Ienea, răspund. Eu, în primul, voiam să fac o precizare ce raportat la tehnica asta de redactare a proiectul de hotărâre. Într-un proiect de hotărâre sunt de fapt două proiecte de hotărâre. Trebuiau de, după părerea mea, trebuiau două proiecte de hotărâre pentru că ele prevăd și condiții diferite de punerea în dezbatere. La unul e nevoie de raport, la celălalt nu e nevoie de raport.
La unul se votează în altfel, la celălalt, fiind vorba de o persoană, se votează altfel. Pentru că parte din consilier pot să fie de acord, dacă că toți sunt de acord cu demisia domnului Găbugel. E un lucru, cred că e singurul lucru bun pe care l-a făcut domnul Găbugel în primăria aceasta de când a venit. Alții s-ar putea să nu fie de acord cu al doilea proiect sau cu al doilea articol al proiectului, și anume cu numirea unui nou administrator. Eu aș avea o întrebare pentru, nu-l cunosc pe domnul Tarol, dânsul a spus că are domiciliu în Onești, m-am uitat pe cartea de identitate, văd că are domiciliu în Brașov. Deci aș vrea ca domnul Tarol să clarifice acest aspect și aș avea o întrebare și pentru administrație, cum de... Mă scuz dacă am greșit. Domnul... Da, Tarola. Cum de, din, eu știu, s-a... Administrația a găsit pe domnul Tarola să-l propună pentru a fi numit... Care au fost criteriile, mă interesează. Da. Să știm și noi pentru ce plătim 2.000 de lei pe lună. 2.000 de lei pe lună este suma pe care vă vom plăti pentru a avea interesele reprezentate la această societate aflată în proces de insolvență. Știm foarte bine că legea nu mai permite Consiliului Local să intervină altfel decât prin această persoană în cadrul, în cadrul hotărârii care se iau în termoan. Apoi, ce nu recomandă pe acest om? Un român este oneștean, este tânăr și este bine pregătit și merită să vină acasă și să ducă mai departe orașul Onești. Este un copil și un nepot al oamenilor care au construit acest oraș și CV-ul, din punctul meu de vedere, îl recomandă, întrucât este o activitate economică la termon. Dumnealui, din câte i-am studiat CV-ul și din recomandările pe care le-am primit, are experiență vastă în ceea ce înseamnă audit, finanțe, economie, lucru de care noi avem nevoie pentru a înțelege și mai bine situația din termon și implicațiile pe care le putem avea noi ca factori decidenți în această societate. Domnul primar, ați mai citit și alte CD-uri? Că sunt 100.000 poate de nepoți și de copii ale celor care au făcut acest combinat și care poate au aceleași... Da, domnul avocat, eu cred că este de apreciat... Păi mine m-a interesat dacă l-ați ales la întâmplare, prin tragere la sort, sau nu. Dacă a fost un concurs ceva de... Exact pe baza CV-ului și pe baza faptului că este oneștean, care este plecat din Onești, a... activat în alte orașe și acum este un motiv ca el să revină aici, a revenit de fapt aici în Onești și acest lucru este foarte bine. Dar nu și-a schimbat domiciliul. Asta nu știu dacă are atât de multă importanță. Domnul viceprimar, perfectă alocuțiunea dumneavoastră. Trebuia să o aveți și acum 2 ani, aceeași alocuțiune. Să spuneți că este un fiu al Oneștiului, bine pregătit profesional și... Că nu e. Nu știu dacă acum 2 ani eram pe scaunul ăsta. Mă, erați lângă noi aici. Adică vrei să spuneți că vă schimbă scaunul, nu? Da. Să știți, am votat adevărat, este adevărat. Da? Recunosc că am votat politic. Dom'le, dar la coste. Am votat politic, adevărat. Și pentru acest motiv astăzi nu o să votez. O să mă abțin. Este decizia mea pentru că nu vreau să fiu implicat în termonul, în modificările pe care le faceți la termon. După cum? Da. Eu m-aș bucura să dăm un exemplu pozitiv acestui om care are intenții să revină în Onești, să-i consolidăm poziția. Să știți că nu sunt personal. Sunt și mai puțin. Sunt tot mai puțin tine care vin aici. Întrebarea mea, dacă nu prea personal, singura intenție de a veni în Onești și să doar această funcție? Nu. Salariul e motivat pentru... Nu e motivat. Dați-mi voie... Nu e motivat. Mă dăm pe lista mea, este domnul Tomar. Sunt profesor după 10 ani de muncă, care are 10 milioane. Domnul Sarge, vă rog cum ați spus. Nu, asta e. Nu e asta variat. Da, stimați colegi, ați spus mai multe pacienți ale celor care au fost administrator la judiciar la Sermon Ceceisa. Eu aș fi legat acest punct de punctul care s-a luat informare, s-a făcut informare de către domnul Cetean, să vedem ce a făcut acest domn Găburel, ce nu a făcut, ce trebuia să facă, ce ar trebui să facă. Așa, normal, că la orice funcție spune, trebuie să facă performanță, n-aia. Dar era foarte bine ca lucru practic să fie expus de domnul Cetea sau de colegul dumneavoastră, consilierul juridic. Și atunci legam lucrurile. Sau, mi se pare o chestiune nu chiar normală, că domnul Martin întreabă, sunteți oneștean? Stați în Onești? Nu, am da.
Domnul Tovar m-a întrebat că dacă dumneavoastră scrie că este de la Brașov, înseamnă că este plătit transport de la Brașov acasă. Asta e singurul motiv pentru care nu așa nu pentru altceva. Nu, trebuie să, lucrurile trebuie să fie foarte clare, suntem apoi. Faptul că este oreștean mă bucură. Da. Nu mergem la... Și în afară de asta, mi se pare o chestiune așa un pic, un pic ascunsă. Domnul Căpureaș a dat demisia acum, se cunoaște, nu știu, de o zi, două, trei, patru, cinci, din cât permite și regulamentul ca să fie demisia depusă la secretariatul Consiliului Local și deja a apărut un CV. Domnul Ieni, consilierul, a întrebat foarte bine, domnul primar. Ați mai văzut și alte CV-uri? E normal, pentru că pe noi trebuie să ne intereseze și alte CV-uri. Și atunci, din mai multe CV-uri, domnul primar apreciază, poate sunt și de consultat unii din consilieri, și atunci să se poată stabili știu eu, printr-o anumită metodologie, care din 2, din 3, din 5, care este mai bun. Nu am nimic împotriva domnului Tarola, nu-l cunosc. Normal că CV-urile de multe ori pot să exprime sau să nu exprime adevărul despre persoana care l-a scris. Ce-am spus, nu am nimic cu dumneavoastră. Poate să fie dragul un specialist foarte bun în anumit domeniu, poate în domeniul ăsta nu este. O siguranță mi-a bun de ce am avut, vă spun eu. Dar a spus că nu e diferență din Găbureș și eu. Am spus, aceeași funcție, domnul. Da, eu atât am spus. Cred că era un concurs de împrejurări legat și de cei care au fost prezenți mai devreme de la Fermor, pentru că interesul nostru, a acționarului principal de la Fermor CT, este să fie treaba bună. Domnul Tofan, nu știu cu câți tineri ați discutat dumneavoastră. Tineri însemnând persoane sub 35 de ani care sunt dispuse să revină în Onești și să desfășoare activitate profesională aici și să-și întemeieze familie. Eu vă spun sincer că nu am niciun fost coleg nici de școală generală, nici de liceu. Sunt și în Onești, nu numai care trebuie să revină. Sunt și în Onești, destul de oameni. M-aș bucura să-mi face și mie cunoștință, că eu am cercetat foarte mult, să știți. Am căutat, nu este singurul CV, însă este singura persoană care îndeplinește toate calitățile din punctul meu de vedere pentru a prelua această funcție. Vă rog, domnul Dumneavoastră, domnul consilier Nat. Da, ce ar fi de spus este că bănuiesc că înțelegeți ce responsabilitate implică ocuparea funcției. Este o propunere asumată de către inițiatorul proiectului, pe care o susțin. Și bănuiesc totodată, sau speră cel puțin, că este un pariu pe care dumneavoastră vi-l puneți cu acest obiectiv, un challenge personal, pe care sper să-l duceți cu bine la bun sfârșit. Oneștenii având mari așteptări de la Termon, cum au spus-o și colegii mei. Este clar că sunt foarte, foarte multe probleme acolo, nu sunt de azi, de ieri, și ideea este că ele trebuie să rezolvate cât mai multe dintre ele și cât mai rapid, bineînțeles, în interesul oneștenilor. De altfel, nu rămâne decât, nu pot să vă ferice, dar vă pot ura succes și eu o fac acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă trecem la vot. Cine este pentru? Nu putem vota. Nu putem vota. Așa cum este... Separat. De ce? Un pic dat și mie cuvântul, doamnă. Spune colegul Ieric, nu pot fi într-un proiect două inițiative, nu? Nu, pentru că sunt... Bun, domnul Ierin, dar ați votat ordinea de zi. Nu putea înainte de ordinea de zi de vot. Spune-mi, la proiectul votare trebuie să fie două. A dat votul la ordinea de zi. Ordinea de zi, nu contează, eu am votat ordinea de zi așa cum a fost. Așa cum este ea. Dar spun că acest proiect nu putem vota pentru că persoana au trebuit să o votăm cu vot secret. Corect. Bun, așa nu ceva. Și noi nu putem ridica mâna în sus. E un vot care se referă la o persoană. Luăm o pauză de 10 minute pentru organizarea votului. Domnul secretar, dumneavoastră mai aveți bilețelele pregătite, domne. Cum voi l-ați făcut, dar astăzi n-ați mai reușit să le pregătiți bilețelele. Le-ați pregătit cu viceprimar, le-ați pregătit cu toate. E tot proiectul, dar ce, dacă votăm da, înseamnă că-i da sau da? Da, deci dacă pentru da, pentru proiectul pentru sau pentru a trece proiectul se votează da, împotrivă nu.
Deci dacă îi fixăm da, înseamnă că e vot pentru. Da, e vot pentru. Așa. Comisia, vă rog frumos, o pune pentru comisie. Da, fac eu. Dar nu e comisie. Domnul Tofan? Domnul Martin? Da. Domnul Zarzu? Domnul Tofan? Știți că... Și domnul Tofan? Domnul Tofan? 2060 faci 120 de euro, cam. Ștefan. Da? La care e 60? 60 de luni, 2 ani jumate cât faci. 60 de luni, 2 ani jumate cât faci. Da, da, da. 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 Da, haideți să cam votat și după aceea o să le răspundem. Da, așa e, sunt în greșită parte, mi-a fost 24 de ori. M-am obișnuit, nu președem. Ia la greșită. Ce e, dar e greu. Vă greșit. Da, vă mulțumim. Poate e prostul cine face și asta. Asta e bine, 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 bine. Ai cineva? Nu, mai bine. Mai mai sunt domnul. Cine mai este? Trebuie să fiu prieten și eu cu Dinu. Mai bine acum. Mai e cineva? S-a terminat. Mai e cineva? Dați-mi voie să propun cât un reprezentant în fiecare partid. Mai e cineva? Eu unul acolo, de la noi este. Cine? A votat toată lumea? Da, da. Bun, comisia, haideți să numească comisia, să propună comisia doamna. Propun că să facă parte din comisie domnul Martin, domnul Jit Copi și domnul Buzugan. Sunteți frăsul? Da. Făcuți comisia doamna. Comisia, mă rog, vă dați nu mai. Nu mai. Nu mai. Nu mai. Nu mai. Crezi că... Ați luat un hârtie ca să fie. Da, eu dau. Nu fie mai mult ca ieri. Ca la rugă, a? Nu fie. Tot o ai în timpul de tine? Nu. Nu, prostim. Da, nu cred că ai zis. Mai mult. Cum o ai mult? Doctor a plecat, Frânzani. Aici am Iniziator Alexandru Cristea, viceprimar, Nicolae Ignatiu, consilier.
doar vreau mai spunea nimic. Da. Doamna Jurnale Consilier, prin hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 5 aprilie 2010, s-a acordat asocierea în participație între Municipiul Ionești și Fărăzul Club Municipal din Amor, persoană juridică de fără scopul creativ, în vederea realizării unor activități de interes comun în Municipiul Ionești. Precum și forma contractului de asociere în participație. Asociația convenită cu contractul de asociere 2525-2674-2014 a dat contract în calizarea și realizarea de activități de interes public, conținând încurajarea, promovarea și dezvoltarea sportului, disciplina formal pentru toate categoriile de vârstă, copii, juniori, seniori, în condițiile legii 69/2000 privind educația fizică și sportul. Prin adresa numărul 110 din 14-10-2015, în extraterea Primăria Municipiului Ionești, cu numărul 48721 din 14-10-2015, președintele Asociației de Fotbal Fotbal Club Dinamo Ionești, s-a dus încetarea contractului de asociere în participațiune numărul 2525-27-4-2015, prin acordul de vânzare, primat în scris de vârstă contractată, în acordul faptul și obiectul contractului, nu mai faptul finalizat, când nu mai avem echipe înscrise în nicio competiție națională. Prin urmare, având în vedere că acest contract a fost aprobat prin hotărârea autorității deliberative și că asociația și-a exprimat acordul privind încetarea contractului de asociere, se impune ca odată cu aprobarea încetării contractului de asociere să fie aprobată și hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 5-7-2010. În aceste motive, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dați-mi voie să-i mulțumim domnului Darola și să vă urăm succes în activitate. Vă mulțumim! Vă mulțumesc și eu pentru încrederea acordată și vreau să vă asigur că voi face o treabă mult mai bună decât predecesorul meu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la raportul de specialitate. Prin H-cele 40-2020, respectiv până la data de 30.04.2022. Prin HCL 121/2012 s-a aprobat modificarea și completarea HCL 40/2012, prin modificat contractul prin act adițional. Prin cererea numărul 112/2015 Asociației Fotbal Club Municipal Dinamo Ionești, se solicită încetarea contractului de asociere în participație, în temeiul articolului 8 de la B, motivat de faptul că obiectul contractului nu mai poate fi realizat pentru că nu mai având echipe înscrise nicio competiție națională. Potrivit articolului 8, încetarea contractului de asociere se poate realiza prin acordul de vervoință instrument înscris de părțile contractate. Din prezentul proiect de hotărâre se propune încetarea contractului de asociere în participație prin acordul de dorință al părților. Având în vedere faptul că pentru realizarea obiectului prezentului contract au fost adoptate hotărârile mai sus anotate, fiind încheiat contractul și act tradițional în calitate mai sus, față de solicitarea asociației sportive, considerăm oportună aprobarea tuturor hotărârilor care au avut drept scurt asocierea cu Asociația Fotbal Club Municipal Dinamo Ionești. Față de cele arătate, având în vedere prevederile articolului 36 alineat 2 litera C și E, articolul 36 litera 5 alineat 5 litera F din legea 215, considerăm legal proiectul de hotărâre în forma supusă aprobării. Față de cele arătate, urmează să deliberați. Aveți favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Discuții lista, dacă sunt. Înscrieri. Trecem la vot. Cine este pentru? Abține? Eu o să mă abțin de la vot. Abținere de la vot sau nu votați? Nu votez. Nu votez eu. Vot împotrivă? Da. Vă mulțumim. Trecem la următorul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 100 din 30 noiembrie 2011 și a hotărârii Consiliului Local Onești numărul 30 din 27 februarie 2014 privind darea folosință de Asociației Fotbal Club Municipiul Dinamo, Municipal Dinamo Onești a unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Onești și încetării contractelor de comodare. Inițiator Alexandru Cristea, viceprimar Nicolae Ignatiu, consilier. Vă rog, expunea de ordine. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 30 ianuarie 2011, a fost atribuit în poziție gratuită spațiu în spațiu de 20 de metri pătrați,
situat în strada Bucureștiului 3, din municipiul Ionești, cu destinația de sediu pentru asociația Fotbal Club Municipal Dinamo Ionești, finanțat contractul de contract într-un spațiu de o perioadă de 10 ani, început în data de 9 iulie 2012. Prin hotărârea Consiliului numărul 30, din 27 februarie 2014, s-a aprobat darea în folosință gratuită către Asociația de Fotbal, către Asociația Fotbal Club Municipal din Dinamo Ionești, a hotărârii bază sportivă cu 45 de locuri, cazare și adicătării, cu sală de mese în cadrul solului polivalent, în Adia Comunici, în baza căreia s-a încheiat contractul de comodat 14.096 din urmă 1.04.2014. Potrivit prevederilor contractuale, comodantul pentru sediu poate încerca în acolo părților, iar comodatul încheiat pentru mine hotel și sala de mese poate înceta odată cu încetarea activității sportive a comodatului. În cele numărul 113, din 14.10.2015, asociația FCM Dinamo Ionești, înregistrată la primăria municipiului Ionești, cu numărul 1.7.21, felit cu încetarea contractului de asociație din capul numărul 2.525, pentru a de faptul că obiectul contractului nu mai poate realizat, clubul nu a mai vând echipe înscrise în nicio competiție națională. Acum, în vedere faptul că cererile menționate au fost adoptate tot mai în vederea susținerii activității sportive, fiind încheiate contractele recomandate pentru imobile aparținând municipiului Ionești, iar contractul de asociere a încetat în acordul părților, se impune aprobarea acestor procedură care au fost adoptate pentru realizarea obiectului asocierii pe municipiul Ionești și FCM Dinamo Ionești și încetarea tuturor actele subsecvente încheiate în temeiul acestor. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre pe urma prezentatului. Raportul de specialitate. Prin H-urile 100/2011 a fost atribuită o folosință gratuită, spațiu în strada Capitolului de Pentru Pătrați, situată pe Cluniul Ionești, destinația de sediu pentru Asociația Fotbal Club Municipal de Ionești. Drept urmare, a fost încheiat contractul de comodat pentru spațiul respectiv pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 9 iulie 2012. Potrivit articolului 4 din contract, încetarea acestuia se poate face prin acordul părților. Prin H-CL 30/2014 s-a aprobat darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani a hotelului bază sportivă de 45 de locuri, respectiv sală mese, la sala polivalentă în Adia Comunici, fiind încheiat contractul de comodat numărul 14.096 din Ucrania. Potrivit articolului 7 din contract, în viteză de plinde, fără mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în următoarele cazuri, contractul de comodat, prin încetarea la litera C, prin încetarea desfășurării activității sportive a comodatarului. Prin cererea numărul 112/2015 a Asociației Fotbal Club Municipal din Dinamo Ionești, se solicită încetarea contractului de asociere în participație 2525/2012, motivat de faptul că obiectul contractului nu mai poate fi realizat, clubul nu mai având echipe înscrise în nicio competiție națională. Având în vedere faptul că pentru realizarea obiectului contractului de asociere și în vederea susținerii activității sportive au fost adoptate hotărârile mai sus arătate, fiind încheiate acte subsecvente pentru precum contractul de comodat, procesul de vară de predare primirea asumului, considerăm necesară aprobarea tuturor hotărârilor care au avut drept scop asocierea cu Asociația Fotbal Club Municipal din Amone și încetarea tuturor actelor subsecvente încheiate în temeiul acestora și predarea bunurilor în condițiile contractuale. Față de cele arătate, având în vedere prevederile articolului 36 alinia 2 litera C și articolul 36 alinia 5 litera B din legea 215/2001, considerăm legal proiectul de hotărâre în forma supusă a propunerii. Față de cele arătate, trebuie să se deliberați. Aveți favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Domnul Tatu? Și eu. Domnul Martin. Domnul Tatu. Practic, îmi pare rău să asist ca și dumneavoastră în această ședință și mă refer aici în special la domnul Florian, la domnul Ene, la domnul Martin, care cred că și de și au un sentiment de mulțumire vis-a-vis de acest proiect nu poate continua. Un proiect care a început frumos, în care oneștenii, copiii oneștenilor se regăseau în activități sportive. Nu vreau să invocăm sau să arătăm cu degetul pe cineva, dacă e să aibă cineva o vină, cred că într-o mai mare măsură unii, într-o mai mică alții, cu toții suntem vinovați.
Sper și cred că pe viitor, ceea ce au și demonstrat unii tineri din Onești care au inițiat niște proiecte de o anvergură mai mică, dar serioase și consistente, fotbalul la o anumită categorie, mă refer la cei mici, juniori, mijlocii, continuă, poate în formă în care ne-o doream cu toții. Din aceeași decență pe care a invocat-o domnul Iene în prima parte a ședinței, din care a, și dânsul a spus că a spune multe, dar mai bine o lăsăm așa, invoc și eu aceeași decență și spun că ar fi multe de spus, dar prefer să respect colegii din Consiliul Local și să las și eu lucrurile așa, să mă spun mai multe de data aceasta. Iar o completare, dacă îmi permiteți, vis-a-vis de domnul Iene. Dacă nu știți cu ceea ce mă ocup, am văzut că în repetate rânduri invocați că nu știți cu ce se ocupă viceprimarul. Nu vreau iară să-l arăt pe domnul Florian și cred că am greșit odată, că ar fi cazul să vă explice dânsul dacă nu v-a explicat, sau cel puțin din raportul meu de specialitate pe care l-am prezentat în fiecare an, ar fi trebuit să înțelegeți. Legea 215 spune exact ce atribuții are și viceprimarul pe lângă primar. Completările de livoare, bineînțeles, cu anumite atribuții pe care primarul le poate delega viceprimarului. Încă o dată spun, îmi pare rău, țin să vă felicit pentru lucrurile bune care le-ați făcut acolo. Știu că v-ați implicat consistent, atât, eu știu, psihic, emoțional și chiar câteodată am înțeles de la dumneavoastră că și financiar, să susțineți un fenomen sportiv la Onești. Mă gândesc că poate în viitor, sub o formă sau alta, vom reuși tot împreună să generăm un curent sportiv, o mișcare astfel încât fotbalul la Onest să se regăsească și cu Consiliul Local alături. Vă mulțumesc și vă felicit pentru ceea ce ați făcut bun pentru sport în sensul acesta. Domnul Martin, aveți cuvântul. Da. O să-l rog pe colegul meu să-mi permită să vorbesc eu. Nu m-am scris la cuvânt, dar... Am menționat domnul... Permiteți, domnul... Da, dar eu nu mai am discuție. Domnule viceprimar, mulțumesc pentru aprecieri. Să știți că adresa pe care am făcut-o, am scris-o cu mare greutate, pentru că am pus mult suflet și multă pricepere în acest proiect. Principalele beneficii ale acestui proiect au fost cele legate de faptul că timp de 3 ani 100 și ceva de copii din Onești au beneficiat de niște condiții de pregătire extraordinare, pot să spun, și lucrul ăsta l-au apreciat și ceilalți parteneri de competiție ai noștri, au beneficiat de o instruire profesionistă la nivel înalt, având ca prim antrenor pe profesorul Ioan Zdrobiș și cu o echipă de alți 3-4 foști fotbaliști. Un alt lucru important a fost faptul că împreună cu dumneavoastră, consilierii locali, am reușit să înființăm două clase de fotbal la Liceul Nadia Comăneci, deci două catedre, pe care acum, din păcate, nu le mai avem. Iar efortul financiar pe care l-a făcut primăria, pentru care vă mulțumesc dumneavoastră că ați votat în Consiliul Local, și aș vrea să vă dau citire foarte, foarte pe scurt ce a însemnat ultima alocare de fonduri către FCM Dinamo Onești. Prin hotărârea Consiliului Local 105 din 21 a 8-a 2014, împreună cu dumneavoastră am aprobat proiectul privind alocarea sumei de 50.000 de lei. Din acest 50.000 de lei, plăți către Consiliul Local utilități și folosire teren, 45.156. Deci, pe lângă faptul că am desfășurat o activitate, zic eu, cu rezultate deosebite, noi ne-am încadrat și în regulament și în contract și am putut să plătim și aceste utilități. Timp de 3 ani de zile am participat în competițiile naționale și județene și am obținut
rezultate foarte bune. În primul an, un loc 4 la nivel național. Am avut bucuria de a fi adversarii viitorului Constanța, cea mai mare academie de fotbal din România, adversarii unor echipe de tradiție, Politehnica Timișoara, Ciarlău, Piatra Neamț, în fața cărora am obținut rezultate și ne-am calificat. În anul următor, având adversar Sport Club Bacău, FC Brașov, Politehnica Iași, Ciarlău, Piatra Neamț, am terminat pe locul 3, iar anul acesta am organizat la Onești un turneu final, alături de Ciarlău, Suceava și Botoșani, unde am obținut un loc 2. Astea au fost lucrurile timp de 3 ani de zile, așa cum spunea și domnul viceprimar. Poate în altă conjunctură favorabilă din punct de vedere financiar să găsim soluții să inițiem din nou proiecte de genul acesta. Mulțumesc frumos! Aș vrea să-mi dați și mie cuvântul, pentru că domnul viceprimar cu atribuții de primar sau consilier cu atribuții de viceprimar mi-a rostit numele. Eu nu am spus că nu știu ce atribuții are viceprimarul. Am spus că nu știu practic în fapt ce face viceprimarul. Și nu numai eu nu știu. Sunt foarte mulți cetățeni care au venit și m-au întrebat, domnule, ce face acel viceprimar? Că când îl văd, eu lucrez. Sunt avocat. Îl văd plimbându-se tot timpul cu mașina primăriei, de la primărie, la sediul primăriei, acasă și invers. Sau eu știu ce, că s-ar mai fi întâlnit și în alte localități, unde știu că nu are atribuții. Asta în ceea ce privește atribuții. Deci cunosc foarte bine care sunt atribuțiile. V-am întrebat și am pus o întrebare că nu am argumente sau nu aveți argumente că puneți aceste atribuții în fapt. Asta a fost... În ceea ce privește această decență pe care a manifestat-o domnul viceprimar, vreau să spun foarte clar că acest proiect în care au implicat 120 de copii a căzut sau a început să cadă în momentul în care domnul primar, conducerea primăriei, a început să manifeste un dezinteres față de acest proiect. Asta este. Atunci a plecat unul dintre acționarii principali, și am mers în continuare, primăria nu și-a mai îndeplinit obligațiile pe care avea prin contract de asociere și a trebuit să ne bazăm pe un singur acționar și pe sursele de bani pe care noi, câțiva care ne-am implicat, și am dus în continuare acest proiect. Proiectul s-a terminat. Spre deosebire de noi, de această asociație, că ea și plătea utilitățile, acum am văzut că sunt fel de fel de foarte bine de grupe de copii, dar care folosesc bazele sportive, dar nu știu dacă plătesc ceva din utilități. Aici era diferent. Și ca să închei, ca un corolar la ceea ce a spus domnul Oja, în 3 ani de zile, municipiul Onești, asociat al acestei asociații de fotbal, a obținut un loc 4 la campionatul național de juniori A și în Cupa României au obținut locul 1 pe județul Bacău. Sunt 2 diplome și 2 trofee care vor rămâne atât în arhiva acestei asociații, dar ediar, probabil că se va desfința, vor rămâne în arhiva municipiului Onești. Vă mulțumesc! La cuvântul domnului viceprimar, 10 secunde, o completare. Nici nu mă așteptam acum să mă felicitați, domnul consilier, dar vă înțeleg. Dumneavoastră ați mai greșit și vă aștept scuze, ați greșit față de un coleg de-al meu. Sunteți câteodată impulsiv sau eu știu să nu spun altfel, că ar fi urât. Aveți cel puțin câțiva ani mai mult decât mine și vă respect, cel puțin pentru lucrul acesta. Ați greșit față de un coleg de-al meu și vă aștept scuze public, față de domnul Paris. Nu cred că este cazul, sau va fi cazul vreodată să vă cere scuze față de mine, nici eu nu voi face față de dumneavoastră în ceea ce spun. Iar referitor la cine v-a spus și ce v-a spus, cred că oniștenii vor hotărâ la un moment dat cine a greșit mai mult, mai puțin, cine și-a făcut treaba sau nu. Nu v-am văzut niciodată la dezăpezire, de dimineață până iar, nu o să spuneți că nu-i treaba dumneavoastră, știu. Nu v-am văzut nici când se așterne asfalt. Nu v-am văzut nici când se fac corecții
referitor la... Este treaba mea, într-adevăr, nu este treaba dumneavoastră. Și în completare, spune lumea că sunt, sau a spus colegul dumneavoastră, îmi pare rău că a plecat și vorbesc, că nu știu dacă oneștenii știu, așa cum spune și dumneavoastră, sunt singur sau viceprimarul, este consilier, care, atunci când participă la ședințele de Consiliul Local, nu este retribuit pentru asta și nici nu aș fi avut pretenția să fiu retribuit pentru prezența la ședințele de Consiliul Local. Dar ar fi normal și decent să se invoce în discuție noastră adevărul și nu lucrurile închipuite sau lucruri care contează în campanie electorală. N-aș vrea să fac un duel acum cu domnul viceprimar. Dar nu este corect să, în această discuție, să introducă o altă persoană pentru care, într-adevăr, am un respect și atunci nu știe dânsul cum a greșit, nu știe ce împrejurare, nu știe dânsul, iar eu consider că nu am greșit cu nimic și nu am insultat pe domnul viceprimar. Numai că am spus, că am voie să spun că sunt reprezentat al unor cetățeni, să spun niște semne de întrebare pe care oamenii și le-au pus asupra activității dânsului. Dacă îl deranjează, nu mai spun. Eu am spus ca domnul viceprimar să poată îndrepta. Cât mai avem din mandat, dacă se mai poate. Mulțumesc, mă. La vot. Da, spuneți, domnul. Doar câteva cuvinte. Nu o să mă refer la legalitatea acestui proiect. Cu scuzele de rigoare, chiar dacă nu am scris pe... la cuvânt, dar am fost unul alături de domnul Florian care am plecat la drum cu această asociere. Și am făcut și București, am discutat și cu Dinamo și n-aș vrea să se creadă că cineva este vinovat de această asociere. Așa, și domnul Florian poate să confirme, cineva la început, ce s-a dorit de fapt cu această asociere? Clubul Dinamo a dorit să-și facă 6 grupe centre de copii în țară, iar Oneștiul era unul din aceste grupe. Era un oraș care dorea... Și am și făcut, de fapt, cred că am fost singurul care am făcut, am reușit să mergem până la capăt, într-un parteneriat Dinamo-Onești. Din păcate, retragerea domnului Badea de la Dinamo, clubul n-a mai fost interesat de acest proiect și în aceste condiții a oprit și finanțarea. Doar Consiliul Local, doar primăria nu poate susține la momentul acesta un astfel de proiect, fiind peste posibilitățile bugetului local. Sigur, așa cum s-a spus și aici, în alt context, altă dată, cu aprobarea dumneavoastră, cu promovarea factorilor de răspundere, se poate găsi un alt proiect. Dar, din punctul meu de vedere, nimeni din Manești nu poate fi în momentul acesta îmbibit că acest proiect, această asociere, nu a putut să meargă mai departe. Mulțumesc! Trecem la vot. Cine este pentru? Abține? Vot împotriva? Eu nu votez nici la proiect. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 13 la diverse. La punctul 13 vom prezenta un raport privind relatarea la Stășeni, domnul Zahar, declarația politică. Și dumneavoastră, dacă aveți exact cum acea proiectul discutate astăzi, da? Vă mulțumesc. La diverse nu trebuie să fie discutit în marginea proiectelor discutate. Nu am votat presa. Nu încerc să zic că ați interpretat altfel. Dar deși au voie să exprim ce ziceți. Dați-mi voie să vă citesc raportul comun. Conform articolul 44 din legea numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, prezint raportul privind... Beneficiile rezolvate sunt multiple, dar și securității reglementării cu energie, combaterea schimbărilor climatice, mai ales că energia este principală cauza acestor schimbări, fiind responsabilă pentru 80% din emisiile de gaze cu efect de seră, la stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, și în ultimul rând, la calitatea sporită a vieții pentru cetățeni într-un mediu mai curat. În contextul necesității extinderii autonomiei locale și a importanței componentei energetice în serviciile publice municipale, consiliile locale se văd în situația asumării din nou și importantul lor pentru acela de stabilire a unei strategii de eficiență energetică și a unui management modern în acest sector care să fie de acord cu strategia națională. Autoritatea locală pentru dezvoltarea de la activității trebuie să promoveze și să implementeze utilizarea rațională a energiei prin
campanii de informare pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a măsurilor care se pot aplica clădirilor de locuiri multe etajate sau individuale. Bineînțeles că măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice nu se pot realiza fără investiții, care presupun resurse financiare importante, de aceea autoritățile europene și naționale au făcut și fac eforturi considerabile pentru a stimula punerea în opera acestor. Și aici mă refer la niște programe care sunt de actualitate. Astfel, programul termoficare care inițial trebuia să dureze 10 ani a fost prelungit prin hotărâre de guvern cu încă 5 până în 2020. Prin programul de termoficare 2006-2020, Cădură și Confort, autoritățile administrației publice locale care rețin în proprietate sisteme și centralizate de alimentare cu energie termică, în cazul nostru, au la dispoziție un buget de aproximativ 400 de milioane de euro pentru proiecte ce vizează reducerea consumului energiei folosit pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și cursuri alternative de producerea energiei. În ceea ce privește finanțările europene, prin programul operațional 2014-2020, România a alocat un buget total de 1,8 miliarde de euro pentru investiții menite să crească eficiența energetică, fiind finanțate lucrări la clădiri publice, renovarea clădirii, inclusiv consolidare, modernizare, resurse de energie, instalații de transport apă, cale și menajeră, sisteme de ventilare și climatizare, sisteme de management energetic, cât și clădiri rezidențiale, amvelopare clădiri, inclusiv consolidare, reabilitare, instalații, distribuția agentului termic, deci cazul nostru. Potențialii beneficiari sunt autoritățile locale, centrale, pentru clădiri publice și locale, și pentru clădiri publice și clădirile rezidențiale. În calcul ne arată că pentru creșterea eficienței energetice în următorii 5 ani sunt alocați prin programe naționale și europene peste 1,5 miliarde de euro, sumă fără precedent, ceea ce arată pe subita preocuparea autorităților europene în acest domeniu. Așa cum știți, Oreșul nu a beneficiat până acum de niciun euro finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale sau publice, motiv pentru care facem această declarație pentru a semnala oportunitatea obținerii unor astfel de finanțări. Prin accesarea acestor fonduri, se pot reabilita termic, spitalul, școlile, grădiniți, cămine pentru copii, blocuri de locuințe sau se poate eficientiza sistemul centralizat de căldură și apă caldă pentru a funcționa în condiții de rentabilitate. Încheie prin a atrage atenția executivului Năștean să acorde maximă preocupare problemelor semnalate, pentru că ratarea acestor oportunități nu poate fi scuzată nici cum. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnul Rozacu, dau cuvântul domnului Platos. Mulțumesc mult! Este și doamna Elena. Mai și eu vreau să fac niște observații legate de modul în care s-au organizat ziua pensionarilor mânăiești. Este prima ședință de ordinare de Consiliu Local după organizarea acestei zile. A fost în ședința de Consiliu Local de acord împreună cu colegii liberali cu organizarea acestui eveniment. De fiecare dată am susținut proiectele care au avut legătură cu pensionarii. Ce se întâmplă la acest eveniment? Apare viceprimarul cu atribuții de primar alături de fostul primar, Laurențiu Neghină, care acolo ce face? Împarte flori doamnelor pensionare. Este inadmisibil ca pe banii municipalității un fost primar, care la momentul de față nu mai are niciun fel de legătură cu administrația locală, să se prezinte acolo alături de actuala conducere a primăriei și să pozeze în primar, în continuare. Eu știu că își face campanie electorală, știu că dorește la anul să candideze, dar nu este normal să se întâmple acest lucru. Nu este moral. Deci în momentul în care ești suspendat din funcție pentru că ai condamnare, deci acum mă contraziceți că e un lucru care e adevărat. Deci a fost prezent la ziua pensionarilor. M-a întrebat dacă m-ați menționat pe mine. A, nu, doamne, nu are niciun fel de legătură cu dumneavoastră. Dacă ați menționat un discurs, pentru a-i da... Nu, sub nicio formă nu are legătură cu domnul consilier cu atribuții de viceprimar. Problema era legată de simplul fapt că la acel eveniment organizat de către primărie și de către Consiliul Local a apărut domnul Laurențiu Neghină, care la acest moment nu mai are niciun fel de treabă cu autoritatea publică locală, cu unitatea administrativ teritorială. Am dat gir lui Alexandru Tristea la momentul la care a fost instalat pe postul de viceprimar cu atribuții de primar. Îmi pare rău că nu-i prezent.
dar pentru dumnealui să se prezinte la un astfel de eveniment alături de primarul, de fostul primar Laurențiu Neghină, nu e un lucru bun. Este un lucru care îl descalifică total. Nu? Și pe dumnealui și pe Laurențiu Neghină. Deci nu se poate. Și noi, consilierii, nu ar trebui să acceptăm acest lucru. Atât am avut de spus, nu mai, nici n-are sens să mai insist, pentru că probabil e o chestiune cu care toți cei care sunt prezenți aici sunt de acord. Probabil numai viceprimarul cu atribuții de primar n-ar fi fost de acord cu mine, dar cred că toți ceilalți aveți, aveți obligația de a-mi împărtăși opinia. Este o opinie corectă și echilibrată, apreciez. Mai este... Mai este un consilier care... Dar nu intervine nimeni bine, e foarte bine. Mai este un consilier care dorește să ia cuvântul? Puneți-vă întrebarea dacă vă aș auzi cineva. Înainte de a... Plec de la prezumția că da. Ar mai fi ceva de spus la diverse? Nu. Presa, este o chestiune care vă privește și pe dumneavoastră, doamna președintă, dar și pentru ceilalți consilieri, pentru că fiecare va deveni, va fi președinte de ședință. Este vorba de niște precizări într-o lege, care se cheamă lege privind transparența decizională în administrația publică, legea 52, care articolul 9 spune așa, persoana care prezidează ședința publică, oferă invitațiilor și persoanelor care participă din propria inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Ei, acest articol este foarte clar, deci nu este o opțiune pentru președintele de ședință, ci este o îndatorire, o obligație care nu apare și în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Dar, în această lege, la articolul 18, spune așa, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice sunt obligate să-și modifice regulamentul de organizare și funcționare în conformitate cu prevederile prezentei legi. E bine, 30 de zile cam trecut. Legea asta, legea 52, a fost... E datată din 2003, însă a fost modificată în 2013, la sfârșitul 2013, și republicată. Sunt aproape 2 ani de zile și a fost modificată la presiunea Consiliului Uniunii Europeană, care a constatat că nu este suficientă transparență în administrația publică. Și tocmai de aceea s-au făcut modificări, iar în textul prezentei legi, nu mai apare ca opțiune din partea președintelui de ședință, ci ca îndatorire să ofere posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Acum, adevărat, legea nu spune când anume oferă președintele, dar totuși, dacă e vorba de problemele aflate pe ordinea de zi, mi se pare normal că atunci la fiecare problemă să ofere. Păi de ce? De exemplu, doamna președintă, ați întrebat dacă există observații la ordinea de zi. Eu atunci am încercat să iau cuvântul, pentru că la asta se refera, pentru că eu n-am primit ordinea de zi în conformitate cu legea, tot legea asta, articolul 8, alineatul 1, litera A, spune așa, anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, inserat în site-ul propriu și se transmite către mass media cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare. Eu am primit-o o zi, ieri. Domnul Eugeniu vrează la fel, o zi înainte de ședință. Deci e clar că este o încălcare a legii. Ei, această prevedere este de a oferi persoanelor dreptul să se exprime. Există și sancțiuni, pentru că la articolul 15 spune că asta constituie abatere disciplinare și se sancționează. Ba mai mult, sunt prevederi. La articolul 14, 13, sunt... Intervin, că eu vă spun din lege. Deci vă spun din lege. Deci vă dăm un pic filmul și a spus acum câteva minute în urmă că nu spune exact când vi se dă cuvântul. Eu am găsit în cadrul unei ședințe de consiliu, până eram la propriu și personal, da? Da? Eu sunt președinte de ședință, conduc această ședință, sau mai bine zis, am condus-o că suntem spre final, și v-am dat cuvântul la diverse, pentru că consider că în cadrul unei ședințe de consiliu local, când se discută proiectele pe ordinea de zi, vorbesc consilierii locali. Okay. Ei au votat cetățenii să le reprezinte interesul în consiliu.
Asta e părerea mea proprie și personală, fără supărare și fără asta. V-am dat dreptul la cuvânt, dar diverse. Vă exprimați cu punct de vedere acum pe proiectele ordine de zi. Așa, vă mai citesc articolul 10 și atât, în care spune punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor publice de persoane menționate la articolul 9, inclusiv eu, au valoare de recomandare. Deci, în conformitate cu această prevedere, vă rog să consemnați și procesul verbal că recomand Consiliul Local să intre în legalitate și să aplice articolul 18 din lege, în sensul că trebuie să modifice regulamentul de organizare și funcționare. În caz contrar, vă anunț că eu voi depune plângere, pentru că legea prevede și procedura de depunere și unde trebuie să depun și ce plângere trebuie să fac. Deci vă rog să consemnați faptul că în conformitate cu articolul 10 am recomandat să se intre în legalitate. Dar ați fost la cursul de instruire, ar trebui să vă instruiască, nu? Dar nu vă dăm dreptul să vorbiți la punctul 13. Da, deci, domnul, noi vom analiza ceea ce a spus dumneavoastră, ne-am notat cu totul aici, din câte știu eu și din cunoștințele mele juridice, poate nu la nivelul dumneavoastră este adevărat, legea transparenței decizionale se referă doar la actele normative, nu și cele cu caracter individual. Uitați-vă mai bine. Da, deci să acolo spuneți minutele ședințelor, ordinea de pregătire al participanților. Citiți legea, dar trebuie să o citiți. Mă voi documenta foarte atent, vă mulțumesc pentru sfat. Deci ne vom documenta și pe viitor vom lua toate măsurile, iar în ceea ce vrece modificarea regulamentului, intră în apanajul Consiliului Local, dumnealor vor hotărâ cum și cum. Vă mulțumesc, declar închis această ședință.